3, 2, 1. Bună seara, ProVapor, bună seara. Am intrat un pic mai devreme. Este exact 19:58. Scrieți-mi în comentarii dacă mă auziți. Normal că te aud. Yes, suntem live. Vă salut și eu pe această cale. Este exact 19:58. Ok, perfect. Suntem live. Scrieți-mi în comentarii dacă Toate scul. Ne scuzați așa că de început. Da. Salut, ProVapori. Deci, salut, ProVapor, salut, vă așteptăm cu întrebările. Noi suntem aici pentru a vă răspunde, eu și Laurențiu. Cerem scuze anticipat dacă nu o să reușim să răspundem la toate întrebările, nu avem cum. Probabil că voi o să fiți foarte mulți, o să puneți multe întrebări. Promisiunea noastră că o să încercăm să răspundem la cât mai multe posibile. Bine ați venit la un nou live aici pe ProVape. Eu sunt Florin. Eu sunt Laurențiu. Și până la sfârșitul acestui live, vapați și nu fumați. Și stați lângă noi aici. Eu acum am început la drumul și la live pe Facebook. Adrian Cojocaru, mulțumim pentru abonarea ta la Premium. Mulțumim frumos, Adrian. Eu o să tânteste cu un nou atomizor. O să vedeți recenzii aici pe ProVape, bineînțeles. Hai să încercăm să răspunde la primele întrebări. Bună seara, vă auzim. Salut, salutare, Vapon. Mulțumesc, Adrian Cojocaru. Mulțumesc, Dragoș Băjuță. Mulțumesc, Johnny FPTV. Știm cine e Johnny, Ionuț. Ce să zic, am început bine, am primit donații înainte să dăm drumul la live. Mulțumim din suflet. Scopul meu, sincer, cu aceste live-uri este să vă pot fi de folos cu cât mai multe informații posibile. Uite, prima chestie. Mihai, 24 noiembrie, Comisia Europeană a votat pentru vânarea produselor aromate cu tutun. În 8 luni se vor interzice. Nu știu dacă e de comentat treaba asta, știrea asta. Pentru că e vorba de produse care conțin tutun, vape-ul nu conține tutun, probabil se referă la țigările hibride, la IQOS și la Glo. Poți să dai volumul 0, te rog? Eu, dar lumea se aude, scuze. Da. Scuze, asta era de pe Twitch. Da? Deci, suntem live și pe Twitch, vă așteptăm și acolo. Și pe Facebook în 2 secunde. Pe Facebook în curând. Adrian Cojocaru, mulțumesc încă o dată, 5 lei, 10 lei, 15 lei, nici nu mai știu ce să spun. Oricum, vă mulțumesc din suflet. În sfârșit, vă prind de la început. Mulțumesc, Valentin, mă bucur. Haideți cu întrebările. Suntem 70. What? Abia am deschis live-ul. Băi, vă mulțumesc pentru prezența asta numeroasă. Eu am foarte multe... Nu știu dacă mă vedeți pe camere, am un monitor mare cât casa, am un live, live-ul pe Facebook în stânga, live-ul pe YouTube în dreapta, am deschis sesiunea de live aici pe iPhone, am și un iPad în stânga, Laur în față are un monitor mare cât casa cu vreo 20 de pătrățele, 2 calculatoare, încă un iPad. What the fuck? E nebunie ce e aici. Aș vrea să-mi iau și eu un VUP-ul Doric 60, ce părere ai? Și merită banii. Gamer Andreas. Ce vârstă ai, gamer? Laurențiu Gârleanu. Care este linkul pentru Twitch? Acum, în curând o să vină și linkul de Twitch, dar dacă sunteți aici pe YouTube, ce rost are să mergeți pe Twitch? Dar în sfârșit, e treaba voastră. Poate aveți mai multe device-uri. Deschizi un link pe YouTube, pe un device și pe Twitch pe alt device, pe Facebook pe alt device și tot așa. Mulțumesc, Rareș. Bună seara, oameni frumoși. Mulțumesc. Salutări de la Brașov. Valentin Mihai. Ciao, bello. Franchi. Mulțumesc. Bobo, cu drag. Drag E60. Mulțumesc pentru ajutor astăzi. Bobo, îți mulțumesc și eu. Îți mulțumesc din suflet. Mă bucur că am putut să te ajut.
Aici pe YouTube, în descrierea tuturor episoadelor, aveți numărul meu de telefon unde puteți da mesaje pe WhatsApp direct. Vă rog frumos, măcar într-o oră decentă, adică să zicem așa, între 10 dimineața și 8 seara, vă aștept. Ok, în caz de urgență puteți să dați mesaj la orice oră, dar în caz de urgență, da? Iar eu vă sun sau vă dau mesaje rapide pe WhatsApp ca să rezolvăm problemele cu care voi vă confruntați. Șerif, bună seara! L-ai întrebat pe gamer Andreea, are 21 de ani. Gamers, ai zis de Doric 60. Chiar aici pe ProVape găsești o recenzie. Doric 60, din punctul meu de vedere, e un pod foarte ok pentru un începător, un starter kit foarte bun. Mult peste Aramax Power și mai ieftin ca Aramax Power, așa că găsești toate comentariile și o recenzie întreagă aici pe ProVape. Pilot Vape Coil Magician, îl găsesc voi la magazin. Nici nu știu despre ce e vorba, vă spun sincer. Dar avem coiler. Avem coiler chiar aici în magazin. Dar nu e de la Pilot Vape. Sau, nu știu, poate e și de la Pilot. Nu știu. Kaidoș, ce părere ai despre lichidele cu CBD? Este un subiect pe care nu vreau să-l discut. Nu tratez așa ceva, nu vând așa ceva în rețeaua mea de magazine. Îmi pare rău. Andrei Blidariu. Mulțumesc, Andrei, bine ai venit printre membrii noștri ProVape, bine ai venit în membrii Premium ProVape, așa că îți mulțumim din suflet și îți așteptăm și întrebările tale. Suntem live și pe Facebook. Sper că Facebook a vrut să respecte ora de intrare pe care am programat-o, știi, nu m-a lăsat. Haideți să vedem și noi live-ul pe Facebook, dacă este ok. Să uită unul. Ia să vedem. Da, suntem live pe Facebook. Yeah! Foarte tare. Deci o platformă, un studio aici la Vapers Paradise în Crângaș și suntem deja prezenți. Probabil și pe TikTok? Suntem și pe TikTok? Pe TikTok nu suntem. Nu suntem. Pe Twitch, dar nu găsesc... Eu zic că în curând o să fim și pe TikTok. Johnny, mulțumim încă 20 de lei. Stai să răspundem la întrebări. Mulțumesc, Ionuț. Stai. Răspunde la întrebări. Așa că va trebui să le mai puneți încă o dată toate întrebări. Bogdan, mulțumesc. Ce băi, spuneți... De Elif. Elif, nu prea e ok. Elif e un brand, e un sub-brand Joyetech, exact ca și cum Daewoo și-ar face un sub-brand în care pune piesele care nu-i convin pe Daewoo. Imaginați-vă. Nu, Elif e un atomizor pentru oameni cu pretenții mai mici, să le spunem așa. Deci, dragilor, dacă știți cumva unde găsesc eu link-ul pe Twitch, sunt evident pe pagina de manager la Twitch, dar nu găsesc unde, nu l-am folosit niciodată. Adrian Cojocaru, mulțumesc pentru donație, mulțumesc pentru abonat încă o dată. Dă-mi un mesaj cu nume, prenume pe TikTok, pe WhatsApp, pe numărul de pe aici, de pe canalul ProVape. Găsești în descriere numărul meu de telefon, dă-mi un mesaj. Te rog frumos, dă-mi un mesaj acolo pe WhatsApp și te pun eu în grup. Dar după ce termin live-ul. Cum mai merg cu lichidele voastre? Suntem în porțiunea finală, din păcate a trebuit să schimbăm din nou bazele. În încercarea de a le face cât mai bune posibil. Eu zic că am reușit să ajungem la rețeta finală. Acum suntem pe designul etichetelor. Nu știu ce să zic. 2-3 săptămâni maxim probabil o să fie în comerț. Trebuie să intervin, Florin. Te avem rog. Un comentariu pe Twitch și de Andrew _ FN, un build consiliare pe gon 22 de mm. Fuse Clapton, triple Fuse Clapton, încearcă un single coil. Din punctul meu de vedere, Fuse Clapton e în jur de 0.3, sunt cele mai ok pentru flavor. Dacă cauzi un tip de build pentru, hai să zicem, pentru mai mulți vapori, trebuie să te duci pe impedanțe mai jos de 0.2. Sper că ți-am fost de folos. Ce părere aveți de Val 3300? Cristi22, Cristi, ai recenzie aici pe ProVape, pe canalul ProVape, recenzie chiar la Val 3300. Este un produs de unică folosință, foarte bun și un pic friendly, adică mai puțin nociv pentru ambientul nostru, pentru că bateria nu se mai aruncă, se schimbă doar cartușul, care este un prefill. Mulțumesc, George! Bună seara, ce părere aveți despre Zelos Nano? Este un entry level, chiar aici pe canal avem o recenzie și la Zelos Nano. Chiar dacă mi-a plăcut, între timp a trecut timpul, din păcate nu-l mai consiliez, pentru că la paritate de costuri îți iei un super pod. Chiar astăzi am filmat aici la ProVape o recenzie la un pod. Nu o să vă spun numele. Nu arătați. Nu vreau să te mut pe cameră doar acolo. O să vă spun numele. Vă spun doar stați aproape de ProVape, pentru că avem niște
episoade superbe la niște poduri ieșite din comun. Așa. Așa, vreau să vă aud, dragilor. Vă veți uita la noi și de pe Facebook sau de pe Twitch? Vă bucură treaba asta? Vreți să fim live și pe TikTok? Sincer, e puțin overkill să fim pe 4 platforme. Dar văd că funcționează ok. Cine se uită de pe Facebook, vă rog frumos, scrieți-ne, dați-ne un like, dați-ne un share dacă vreți. Dacă nu, măcar un like și un comentariu și spuneți-mi dacă ne auzim bine pe Twitch și pe Facebook. Din ce văd eu pe Vumet, ar trebui să se audă perfect. Deci, dați semne și pe acolo, vă rog frumos. Da? Florina e legătura. Ce părere am de Zeus X Dual Coil RTA? Super tare, dar e un model vechi, doar că e un atomizor foarte bun, pe care de foarte multe ori l-am avut aici la magazin, am făcut teste cu dual coil, am făcut teste cu single coil, sincer mie îmi place mai mult în single coil, rezistență de 0.40-0.45, 5-6 spire, un pic mai jos decât ar trebui, bumbac destul pentru că Zeus este un atomizor care bagă foarte mult lichid de rezistență, să nu riși să curgă. Este un atomizor bun. Cost versus gust, impecabil. Așa. Hei, salut, te rog să-mi aduci mie în magazin rezistențe pentru UL Crown D. Promit! Promit că o să aduc! Arcana 22 va fi la review? Nu știu ce este. Probabil că e un atomizor. Uite, o să mă interesez. Cel de lângă GT5 este mini cumva, un tripod 2? Băi, imediat au văzut. Ce-ați văzut? Ce-ați văzut, mă? N-am vrut să vi-l arăt. Ce-ați văzut, mă? A, tripod 2. Da. V-am zis că sunt în teste cu un atomizor pe care l-am filmat chiar în seara asta și probabil că recenzia o să fie gata în, nu știu, o săptămână, două, depinde doar de Laur. Mulțumesc încă o dată, Adrian Cojocaru. Deci uite-l nu acolo, cred așa. Uite-l acolo, uite, e bun. Și e pe 22 de mm, se potrivește la fix cu decodul de sola pipe. Ce rezistență pastile recomandați pentru gust bun? Încerc să conving iubita să treacă la vape. Îi plac alea de unică folosință, însă pastile nu reușesc să îi redea acest gust. Mark Ward. Caută un pod de calitate. Caută un pod de calitate gen Flexus, gen... astea de la UL sunt foarte bune podurile. Bine, eu prefer Calibur, Calibur G, Calibur G2, inclusiv Crown D. Na, că până la urmă am spus despre ce e vorba. Astăzi am filmat Crown D și eu și cu Laura am rămas pur și simplu șocați. Arată-le tu, Laura. Avem, stai un pic, îl avem pe Ondi de pe Facebook, care ne comenta și ne spune că ne salută din Germanica și că abia așteaptă să ajungă acasă să comande niște lichide bune. Te salutăm pe calasta și mulțumim că te uiți la noi pe Facebook, dar vezi că suntem și pe YouTube și pe Twitch. Da, știu, nu o să mai tacă gura în seara asta, îmi pare rău că vă stresez. O întrebare interesantă. Da, ok. Florin, știi ceva de Vupu V-Mate E? Fraților, îl aștept pentru că în design, ce am văzut online, am nebunit. Deci arată superb și dacă are gustul lui V-Mate Infinity Edition și poate să mai adauge ceva la el, o să fie o nebunie. Așteptăm. Adrian Pricopoaia. Există vreun tub bun pentru începători? N-am răspuns la întrebarea asta, din păcate. Tub modurile nu prea mai sunt pe piață, nu le mai caută lumea, cu toate că mie îmi plac, dar nu le-aș lua cu mine. Adică tub modul are incomoditatea că atunci când îl pui jos, dacă se învârte, riști să scadă pe jos. În sfârșit. Nu știu, nu am informație că ar fi pe piață niște tub moduri ieftine. Florin, mai avem un comentariu pe Twitch de la Edward Dog, care spune așa: noroc, ce rezistență pastile recomandați pentru un gust bun? Încerc să-mi conving iubit... Da, am citit. Ne-am scris și pe YouTube. Scuze, și eu pe sunt atent aici, na. Tare. Da. Da. Vicenzo, mulțumesc că te-ai prins. Părere Calibur R2, ți se pare că e bun pentru început? Valentin, dai mă, eu am crezut că v-ați uitat la recenzii aici pe Prove. Mă întrebați, 90% dintre voi mă întrebați de toate recenziile care le-am aici pe canal. Pe bune, intrați pe canal, uitați-vă la recenzii. Am recenzii și la Calibur R2, despre ce vorbim. Mie personal nu mi-a plăcut. Așa.
Pentru Doric, recomand cel cu rezistențe TPP. Nu mai consiliați rezistențe TPP la Doric decât dacă sunt ale mai jos de 0,2, da? Nu 0,15, pentru că 0,15 le descarcă prea mult curent de bateria lui Doric și riscăm probleme. Părerea mea este să rămâi pe cele PNP. Părerea mea. De ce nu mai sunt așa multe atomizoare made in China ca acum câțiva ani? Nu am răspunsul ăsta. Eu cred că sunt foarte, foarte multe. Dar, în sfârșit, părerea mea este că dacă ne permitem să ne cumpărăm atomizoare fabricate în Europa, cumpărați-le pe alea fabricate în Europa. Șansele să dați fail cu un atomizor pe care dai mai mulți bani, made in Germany, made in Grecia, uite cum a fost acest atomizor, superbul tripod, varianta 2, din recenzia filmată astăzi aici, înainte de acest live, credeți-mă că merită toți banii. Nu se pot scoate. Cartușele care sunt în, bucățile de cauciuc din cartușele de minican și nu numai, din toate cartușele, inclusiv la calibru G2, la calibru X, nu la G2, la X și la Crown D. Am găsit niște cauciucuri de limitare a capacității. Nu aveți ce să le faceți. GTX 40, da, tot cataclismic e din punctul meu de vedere. Nu vă cumpărați că n-aveți de ce. Deci, la pari, nu știu, dacă eu trebuie să dau 40 de lei pe un vape de unică folosință și 40 de lei pe un Vaporesso GTX 40, prefer vape-ul de unică folosință. Dar bine, asta e părerea mea, sunt banii voștri, faceți ce doriți voi. Cât o să coste lichidele făcute de noi? Momentan nu știu, pentru că nu știu prețul de producție, nu știm nici măcar cât o să ne coste eticheta, ambalajul. Nu știu nimic. Momentan noi am testat niște arome, niște baze, le-am testat foarte, foarte mult pe diferite build-uri, pe DL, pe MTL și am ajuns la concluzia că ne oprim la o anumită gamă. Ia, arată-le ce ai acum. Arată-le cum arată lichidele acum. Păi ce să le arăt? Sunt niște... Mai jos. Așa. Sunt niște ambalaje de test. Nu sunt nimic ăștia din comun. Eu cred că s-ar cumpăra dacă le-ai vinde și așa. Da, pentru gustul lor. Exact. Dar nu e un marketing. Adică ambalajul ăsta ar fi zero marketing și o grămadă gust. Da. Salutări, domnule Florin, salutări la toată lumea. Am cumpărat el un calibru A2S și nu-mi place deloc. Prea aerat, rezistența. Exact asta am spus în recenzie. Uitați-vă la recenzie, înainte să dați banii. Băi, fraților, intrați pe canalul ProVape, căutați device-ul pe care voi vreți să-l achiziționați, șansele să găsiți o recenzie foarte mare. Calibru e un brand foarte tare, well, jos pălărie, dar exact asta am spus și eu. Pentru rezistența de 1-2, care e destul de aromată, are mult prea mult aer și trebuie să-i pui scociuri, nu știu, nu e ok. Cu ce arome vor fi aromele voastre? Emilian, nu are rost să mai discutăm despre lichidele mele, că, ce să zic, aromele care le cereți voi o să fie. Stai, știi că n-am inventat eu arome. O să fie arome foarte, foarte, foarte bune. 99% din ele fructe. Niculescu Danelian spune dacă o să avem și tutunos. Probabil că da. Momentan n-am testat niciunul, dar probabilitatea să avem tutunos este foarte mare. Lichidele vor fi peste sau la fel ca Nasty Juice? Băi, exagerăm. Deci, scuzați-mă, dacă o să ajung să fac lichide la nivelul Nasty Juice, fraților, despre ce vorbim? E ca și cum s-ar apuca unul să construiască mașini și o să zici că o să fie peste Mercedes-Benz. Hai să fim unești și să coborâm un pic. Băi, nu sunt aici să vă fac capul mare. Lichidele mele au un scop. 99,99% din toate mesajele care le primesc de la voi, private, WhatsApp, TikTok, sunt cum facem noi ca podurile sau vape-urile să aibă gusturile similare cu țigările electronice de unică folosință. Uite, scopul meu este să vă dau niște lichide atât de aromate, încât să vă lăsați de țigările electronice de unică folosință și să enjoy maxim podurile care voi le aveți. Bineînțeles și modurile. Dar în majoritate... Vaporii au device-uri ieftine, nu foarte performante și atunci trebuie să faci niște lichide adapte care pe podurile care deja le ai să dea un gust mult mai bun. Toate lichidele voastre vor conține ice effect, mi-ar place ceva fructat bun care să fie ok cu bumbacul și să nu aibă ice effect. Nu toate au ice effect 100%. Costi 1992. Hai să tragem două pufuri și din ergal, că nu-l bag în seamă, auzi? Hai de cap. 1835 de euro de plăcere. Bine, și un Typhoon corect deasupra. Lichidele vor fi 70-30 PG? Nu.
Dar discutăm foarte mult despre viitor. Hai să discutăm despre trecut și prezent. Adică ce probleme ați avut, ce probleme aveți, să discutăm. Lăsăm lichidele deoparte. În momentul în care sunt sigur că vor ieși pe piață și voi ști o dată, vă dau cuvântul meu de onoare că o să vă dau, adică o să vă dau mai multe informații și o să discutăm mai multe despre ele. Sunt niște lichide custom. Nu o să aibă bază 70-30 cu siguranță. Ce părere aveți de Billet Box SXK? Nu mi-aș cumpăra niciodată o clonă de Billet Box. Nu. Nu mi-aș cumpăra. Dacă vreți să vă luați un chinezist, luați-vă un chinezist, dar nu vă luați o clonă, pentru că nu sunt reușite. Și o să ajungi să dai o grămadă de bani pe bridge-uri ca să poți să scoți din acea clonă de bilet, să scoți ce? Un nota 7. Îmi puteți explica cum este cu interzicerea romei pentru țigări electronice pentru a combate vaping la nivel UE? Lazar Aurelian, nu sunt informat și aș prefera să nu fac bârfe, eu pot să spun în felul următor, ce îmi doresc eu? Eu îmi doresc să nu le interzică, dar părerea mea este că acolo o să mergem. O să mergem către o restricționare a foarte multor flavor-uri, foarte multor arome care există pe piață la ora actuală. La câte o să rămânem, nu știu. Nu am informația asta și oricine v-ar spune că o are, minte. Pentru că sunt doar zvonuri. Până când nu iese legea sau până când nu există un proiect de lege scris cu care noi să avem contact, n-are rost să vorbim, pentru că pierdem timp și facem bârfe și ne facem rău fără să fie rău. Așa. Ce părere ai despre lichidul de la Dinner Lady cu aroma de watermelon chill? Foarte ok. Dar nu e de la Dinner Lady, e core. Watermelon chill. Dacă vorbim de watermelon... ice, nu ice, cum îi zice? Da, watermelon ice de la ei. Dacă, bine, sunt două. Dinner Lady are watermelon, pepene roșu cu gheață și e bun. Și core este un watermelon chill care e mai puțin bun decât Dinner Lady, dar e bun și ăla. Un atomizor până în 120 de lei sau maxim 150. Răzvan, George Răzvan Bucătariu. Nu știu, un RTA? La ce te referi? Adică, nu știu, ia-ți un Inokin. Sau dacă te chinui un pic și cauți online, probabil că vei găsi și un Nautilus 3. Să știi că e un atomizor foarte bun și are rezistențe mesh, gust mai mult decât decent. Iar dacă vei folosi cea de 0.3 și o pui în temp control, adică în control de temperatură, să fii foarte mulțumit. Băi, mă scuzați că mă uit mereu în dreapta, dar încerc să citesc mesajele voastre de pe telefon. Hai că-ți mai zic eu, uite, te rog. WH1T3, ce nume, te întreabă ce părere ai de un Vaporesso Sky Solo. Este foarte, foarte vechi, foarte vechi. Renunțați la ele, sunt vechi. Sunt vechi, baterie clasică, nu ai reglaje de putere. Acum au ajuns și podurile să aibă reglaje de putere. Rezistențele sunt ok, dar nu sunt, adică sunt între 5 și 6 ca gust. Stai liniștit. Dacă sunt în străinătate, găsesc în România un site de unde pot comanda. Big Theory of Live Talk Life. Nu știu ce să zic. Eu cel puțin nu am reușit momentan să găsesc o soluție pentru a trimite în străinătate, dar cu siguranță în momentul în care să facem un overhaul la site. Și în momentul în care o să avem și un online foarte bine pus la punct, o să ne gândim și la varianta asta, cum să facem să trimitem în afara țării. Georgel GV, da, categoric există posibilitatea să intri în grupul de WhatsApp, mai ales că ești membru pe canalul ProVape. Eu zic că trebuie să-l includem. E de ajuns să-mi trimită un mesaj cu nume, prenume exact. Pe WhatsApp, în privat și de acolo aranjăm noi. În sfârșit, avem aici, salut Florin, de la Bogdan Anenache. Mi-am luat un Kaifun Light 2021 și mi-a reușit părita din prima. Este cu totul altceva față de ce am vapat până acum. Tocmai de aceea facem toată nebunia asta, și cu live, și cu recenzii. În primul rând, pentru că eu sunt un gadgetist și foarte pasionat de gadgeturi și mai ales de vapuri. Și în al doilea rând, părita nu este o invenție, este o descoperire. Eu am descoperit-o și am decis să vă pun la dispoziție și să fac publică. Uite cum Elon Musk a făcut public toate brevetele și toate invențiile lui, în așa fel încât lumea să nu trebuiască să stea să reconceapă totul de la zero. Eu pun la dispoziția voastră și tot ce stă în spatele, tot ce e necesar și tot ce trebuie să faci să obții o părită corectă pentru metele și nu numai, și pentru dele. Discuția dintre macerarea lichidului veșnic discutat pe grup. Marius Miholcă. Marius, ok, bun, fii atent. E o discuție lungă, aș încerca să o fac un pic mai rezumată. Acum,
O să încerci. Nu te va condamna nimeni. Macerarea lichidelor. Eu nu prea sunt de acord cu treaba asta pentru că este foarte multă chimie. Reglează un pic camera. Ok. Este foarte multă chimie, mă vede o cameră laterală, mă vedea apa, în sfârșit. Foarte multă chimie. Dar hai să presupunem în felul următor. Cum obținem noi o aromă corectă în momentul în care vrem să facem bază și aromă concentrată? În primul rând, nu se pune la macerat nicotina. Deci, începem cu bazele, da? Adică, basically. Nicotina, odată ce tu ai desfăcut-o și ai intrat în contact cu aerul, în maxim 7 până la 20 de zile, ea va cataliza. Nu se strică, nu distruge sănătatea, dar va altera gustul lichidului și nu-ți va place. Nicotina în timp poate deveni și dăunătoare dacă ea a catalizat foarte mult, adică a expirat. Poate deveni chiar dăunătoare. Așa că nu vă consiliez să vapați lichide vechi, nu vă consiliez să puneți nicotină în bazele care le-ați pus cu aromă la macerat. Bun, pornim de la ideea că îți cumperi o bază de calitate bună, îți cumperi o aromă concentrată de calitate bună, respecti normele de dozaj. Ce înseamnă? Că tu trebuie să iei în considerare și câtă nicotină vei adăuga la sfârșit. Și trebuie să te gândești în felul următor. Aroma e ca zahărul. Baza este ca, virgulă, cafeaua. Dacă tu pui zahărul în cafea, odată ce s-a topit zahărul în cafea, adică odată ce aroma a macerat în bază, dacă tu mai adaugi peste încă 20-30 de mililitri de bază nicotinizată, adică nicșoturi, nu va mai trebui să aștepți macerarea, pentru că deja aroma a macerat în baza de bază. Așa că vei putea pune nicotina, omogenizezi și vapezi. Bun, începem să o luăm de la capăt. Aromă de calitate, bază de calitate. Aroma, în general, macerează între 3 săptămâni și 3 luni. De ce atât de mare diferența? Pentru că sunt mii de tipuri de arome concentrate. Unele au tipul de macerare mai mic, altele au tipul de macerare mai mare. În general, producătorii scriu pe ele cât timp trebuie să stea la macerat. Dacă tu nu ești sigur, lasă-o să macereze cât mai mult timp posibil. Bun. Punem, spre exemplu, un dozaj între 10 și 15% maxim. Iarăși, producătorul îți va scrie pe aroma pe care tu achiziționezi, aroma concentrată, scrie cât dozaj maxim, să nu pui niciodată mai mult, pentru că riști intoxicare. Aromele astea sunt arome alimentare, dar totuși sunt arome nu foarte sănătoase, să ne înțelegem, da? Mult mai puțin nocive ca tutunul, dar nu e ok să faci supra-dozaj de aromă, pentru că ție nu-ți place gustul și vrei să adaugi mai multă aromă ca să-ți placă gustul. Dacă nu-ți place gustul, ori n-ai ales aroma corectă, ori nu ai lăsat la macerat cât trebuie. Bun, deci încă o dată, pornind de la capăt. Aroma corectă, baza corectă. Procentajul îți scrie pe aromă, de lăsat la macerat. Ca să fii sigur, lasă minim o lună, minim o lună, după care îți iei cât vrei să vapezi, spre exemplu 50 de mililitri, îți adaugi nicotina, omogenizezi bine și vape on. Mai mult decât atât, nu știu ce să vă spun. Hai să vedem comentariile. Ce lichide prefer de la Dinner Lady? Dinner Lady. E un brand ok. Vapez de la ei Black Orange Crush. Cum îi zice la lichidul tău preferat, Andreea? Lemon Sherbet Ice. Îl ador. E superb. Și cam atât. Așa. Deci, de fapt, nu ai foarte multe de la Dinner Lady. Nu, pentru că am atât de multe lichide de încercat cu noile lichide de la Nasty Juice, Mod Mate, și cu toată gama de lichide care le-am în test acum, gama noastră proprie, sunt atât de multe lichide la vapat că nu știu ce să mai... Adică, cum să mă... Da, eu am timp 2-3 zile să pot să mă dau cu părerea despre un lichid și avem 20 de arome în test. Corect. În plus, lichidele mele preferate, pe care le-am vapat și eu de plăcere. Da, da. Dar, auzi, eu totuși, eu când te-am întrebat pe tine de prețul lichidelor, știi, na, foarte curios, îți dai seama, m-ai întrebat, băi, și te-am întrebat și tu mi-ai dat așa oarecare hint vis-a-vis de preț. Așa că eu cred că același hint pe care mi l-ai dat mie, poți să-l dai și lor. Eu zic așa, când o să auziți prețul, probabil o să ziceți ok, dar când o să-l gustați, o să spuneți că e ieftin. Asta cu siguranță. Vă spun eu cu siguranță acum. Nu o să coste mult. Hai, vezi? Deja avem o idee. Avem o idee. Ce lichide prefer... Ia stai. Salut! Numai ce mi-am cumpărat un Argus P1 după review-ul tău și primul meu vape. Se pot schimba rezistențele de la pot sau folosesc un pot două săptămâni și după aceea îl schimb? Sami Awad. Sami, zine și nouă de unde l-ai cumpărat. Mincața-și gura ta! De unde l-ai luat? Că noi nu-l găsim!
P1 vine cu două variante, cu cartușe refillable, care nu poți să scoți rezistența din el, dar au poți separat să-i cumperi și cartuși în care poți să pui rezistențe ITO. Dacă ți-ai luat cu cartușele cu rezistență replaceable, cumperi rezistențe ITO și ți le montezi. Dacă ți-ai cumpărat varianta cu cartușe cu rezistențe incluse în el, momentul în care nu-ți mai dă gustul la care te aștepți, îl înlocuiești. Alora, ce mai avem aici? Era un lichid de 43 shoturi. Da, toată lumea acum întreabă de unde le cumpăr. De pe Avupu pe site. Ok, știu că acum l-au pus în vânzare și ei. Dacă ai timp să aștepți și ești norocos, probabil că stai într-o țară, bănuiesc că el nu e din România, pentru că în România chinezii, dacă îți trimit un coret, durează 2-3 săptămâni, minim, plus ce mai stă pe la vamă, etc., etc. Păi, deci cred că ne auzim bine și ne vedem. Cred că ne auzim bine și ne vedem bine, nu-i așa? Mai spuneți-mi și mie aici dacă sunt probleme ceva. La mine. Chiar vă rog, fanii înfocați ProVape, scrieți-ne și nouă în comentarii, măcar la 10 minute, dacă totul e ok. Adică dacă ne auziți bine, dacă ne vedeți ok. Așa, cei care vă vedeți că puneți întrebări și nu vă răspundem, puneți-le încă o dată, puneți-le până reușim, pentru că Laura a activat mesageria lentă, în așa fel încât dacă ne dau 7, 8, 10 persoane mesaje în același timp, să ne vină pe rând. Nu, practic e... La cât timp estimativ este normal să schimb un bac în RTA? Precizez că eu schimb o dată pe zi, deoarece încarcă rezistența și are gust naspa, mulțumesc. Daniel Alexuță, bine că ai pus întrebarea asta. Bumbacul la un RTA depinde de foarte mulți factori. Hai să spunem un începător versus un pro-vapor. Începătorul va schimba bumbacul foarte des pentru că nu știu ce lichid folosește. Poate folosește un lichid non-premium care poate să distrugă bumbacul foarte rapid. Dacă schimbi bumbacul mai rar cu un lichid non-premium, distrugi rezistența mai repede. Ce înseamnă? Dacă tu vrei să fii sigur că rezistența aia durează mult, schimbă bumbacul o dată pe zi. Vei avea o rezistență protejată pe perioadă mai lungă de timp. Dacă vrei ca rezistența și bumbacul să dureze mai mult, ia-ți lichid de premium, în același timp lasă pauze între pufuri, 15 secunde, 10-15 secunde, adică nu trage ca nebunul, că nu are timp bumbacul să se alimenteze cu lichid și vei strica bumbacul. Ok, deci în general bumbacul trebuie schimbat atunci când decizi tu sau când simți că e ceva neregulă cu vape-ul. Așa, portacilul P1 în România, Florin. Mă dau peste cap să aduc P1 în România. Momentan nu pot să aduc decât câte o bucată, adică ca un client final. Vânzările către persoane juridice, adică către distributori, momentan nu au pornit. Dar în curând, promit, facem totul posibil. Cum e Typhoon GT5 XS? E mișto. Atâta timp cât l-am aici. Ia punem pe camera pe sus, să vedem și noi. Așa. Uh-huh. E mic, e frumos cu draci, dă bine pe ergal. Ce părere aveți? Îi stă mai bine cu un Typhoon GT5 mare sau cu ăsta micu? Eu zic că cu ăsta micu stă bine. Auzi, Florine, dă-ne, da. Dă-ne motive pentru care să cumpărăm GT5-ul mini. No. Nu există niciun motiv. Nu, e doar de design. Te-am auzit că vai de mine a fi... Da, e undeva la 2-3% în plus aromă, pentru că gura e mai aproape de rezistență. E foarte logică treaba asta. Dar în același timp, având în vedere că costă tot atâția bani, e doar ține de design. Depinde pe ce mod îl montezi tu. Dacă îl montezi pe un mod micuț, 18650 sau chiar 21700, ia-ți ăsta mini, XS-ul de fapt îl cheamă. Dacă îl montezi pe un mod mai mare, ia-ți ăla mare, pentru că, na, e chestiune de design. Manea Răzvan, imagine bună, sunet bun, transfer de imagine cursiv, chiar funcțional. Thank you very much, Răzvan. Se aude bine, se vede bine. Bună seara, prieten. Nim Soc. Ăsta micu stă mult și bine. Nu știu. Salutare. Salutare, Adrian Idu. Salutare, Cosmin Leahu. Băi, suntem 145, 146. Suntem bine. Haideți, întrebări, ragații, întrebări. Am foarte multe întrebări de comunitate legate de modul SBS 21700 pe care îl iubesc. Când apare recenzia la el? Când apare recenzia la 21700? Mă zic eu, mâine. Mâine. Exact mâine. Așa că stay tuned, imediat ce mâine public recenzia. Băi fraților, toți sunteți pro-vapor, tot vă abonați aici pe canal, tot donați bani. Măi, tot cade camera, mi-arată mereu camera aia de comentarii. Ce se întâmplă? Păi nu, că mai dau comentarii să se vadă. Da. Am înțeles. Iar că ești, de fapt, în... Background. Nu. Tu ai... lag. Cum îi spunem?
Tu vezi în reluare. Am înțeles. Tu okay. Nu lua în seamă ce vezi, că dau eu, eu dau să vadă comentariile, de exemplu, uite acum dau comentariile. Ok. Ca să se vadă oamenii pe ecran până o să punem... Și acum mi-am pierdut ideea, nu mai știu despre ce vorbeam. Asta e, stai că dau așa să ne vadă lumea. Hei, salut, Flori, ce faci? Bun, de... A! Deci, vorbeam despre abonații pro-vape, maniacii pro-vape, cei care fac pârâite, cei care vin aici la magazin și spun, te-am văzut pe pro-vape. Bă, fraților, dați share! What the fuck, e atât de greu! Băi, fraților, când eu pun o recenzie, luați link-ul, puneți-l mă pe toate platformele voastre de socializare. Hai să facem canalul ăsta odată viral pentru totdeauna. Avem 2 ani de muncă în spate, am investit peste 100.000 de euro în canalul ăsta și în toate recenziile făcute și avem doar 10.000 de subscriberi. Eu cred că a venit momentul să ne facem cunoscuți, dar nu putem să facem asta decât cu ajutorul vostru. Voi trebuie să ne ajutați pe noi ca business-ul nostru să funcționeze și să putem să vă dăm și mai mult. Da? Corect. Like, share și subscribe. Dar share, fraților. Vreau să vă văd că pe grupul ăla de WhatsApp al meu privat îmi trimiteți link-uri cu faptul că ați dat share și în grupurile voastre de WhatsApp și pe mulțumim, Facebook Marco. Și peste tot. Vreau să demonstrați chestia asta pentru că țineți minte ce vă spun. Nu v-a spus nimeni treaba asta. Eu sunt patron la Vapers Paradise, da? Eu sunt, sunt cel care filmează și pe ProVape. Eu vă spun un lucru. Nu o să vedeți că fac milioane de euro și nu o să crească ProVape și voi nu o să primiți ceva în schimb. Da? Eu sunt genul de om care în fosta mea carieră, eu am vândut aspiratoare, apropo Kirby, jumătate de viață. Da? Eu am pus mâna pe telefon și mi-am sunat fiecare client. Fiecare client și am zis așa, mulțumită ție, eu am ajuns să mă pun în propriu, să conduc mașină de 100.000 de euro și să am 20 de angajați. Mulțumită ție că ai cumpărat de la mine, eu am ajuns să devin cineva și așa că de acum înainte toate consumabilele pentru tine vor costa doar 50% și când o să ai nevoie de un alt aparat o să ai preț special pentru tine. Adică eu am tratat special clienții mei, nu așa cum fac operatorii telefonici care dacă ești client de 20 de ani îți dă cazo. Și îi dă clientului nou condiții speciale. Zic, pă bune, despre ce vorbim? Adică tu în loc să mă pupi pe mine și să-mi dai un cadou că-ți bag bani în buzunar de 20 de ani, tu îi dai condiții mai bune lui unul care nici nu știe dacă îți plătește următorul abonament. Uite, avem un nou abonat. Johnny! Ionuț! Premium Ultra! E ăla cu mulți bani? Da, nu e ăla, Johnny e cel mai mare fan ProVape, este știu, și Ionuț. Prietenul nostru, prietenul meu. A venit acum? Nu. Tu îl confunzi. Răileanul Ionuț este așa? Cel mai mare fan. Zi-mi ce moduri are. Are toate modurile. A. E cel mai mare fan ProVape. Așa. Cea mai mare colecție de moduri din, cel puțin din câte știu eu de aici, de pe canalul nostru, da? Cel care stăpânește... E pe grup? Da. Dă-mi o poză cu tine să te pun pe grup, pentru că pare că Florin ține la tine și vreau să n-are te pun pe live. N-are cum să pară, țin la el. Deci dă-mi o poză pe grup cu tine, fă-ți un selfie acum dacă mă auzi, e Johnny. Maniac în tehnologie la fel ca mine. Pune-o pe WhatsApp. Stai puțin, e maniac cu dronele la fel ca tine. Știu, da, corect, da. De Johnny, ce? Dă-mi o poză, te rog. Hai, să te vadă toată lumea, să te aplaude că ești al doilea membru. Stai așa că avem întrebări. Ultra. De ce mi se ard repede rezistențele de Aspire Zelo 6 sau Nautilus 3S? Păi, Nautilus, rezistență de Nautilus, se arde repede din trei factori. 1. Ori vapezi foarte, foarte mult, ori le vapezi la putere prea mare, ori nu pui lichid în rezistență la prima utilizare, ori poate folosești lichide foarte, foarte proaste. Da? Rezistențele de Nautilus, fraților, stați un pic ca să vă arăt, ca să nu ziceți că-s nebun. Da? Ia uite așa mai aici. Nautilus GT, rezistență de Nautilus, 0,3, da? Uite. Uitați-vă. Stai. Acum ai live. Acum, ale. Da? Nautilus GT, rezistență de 0,3, în temp control frumos pe un DNA. Un NOAH corect înăuntru, mamă ce gust are, s-a terminat cu șmecherea. Ok, nu pârâie, dar nu trebuie să pârâie o rezistență ca să fie bună. Foarte bun. Ceau, ragazzi, faci din cele mai șmechere review-uri din România. Thank you very much, Alex B. Apreciez sinceritatea voastră, sunt un vapor începător, am pus mâna pe un Vupu Argus P1. Că-l vânam de mult. Salutări din UK. Spune-ne cum e Argus. Am avut dreptate în recenzie. Spune-ne. Scrie-ne aici. Cum e Argus? Spune tuturor dacă am avut dreptate. It's the shit or no?
Da, avem 76 de like-uri, mulțumim. Și 150 de view-uri de oameni care se uită la noi acum. Yay. Lichidele se vor putea achiziționa și online sau doar fizic de la tine din magazin? Bă, e asta... normal că se pot achiziționa și online. Și se vor putea achiziționa și eu online. Eu cred că va trebui să te chinui să trimiți și în afara țării. Serios. Florin, ce crezi că vom vedea vreodată? Nu. Crezi că vom vedea vreodată o nouă generație de tineri care să apuce de vapat, nu de fumat? Patrick, it's a very fucking nice question. Da, în următorii 20 de ani, 100%. Doamne ajută să trăim noi între 15 și 20 de ani, pentru că ei nu o să mai poată să cumpără țigări. Deja toți producătorii și închid fabricele, deci nu, business-ul cu țigări clasice nu mai e business, da? Accizele sunt foarte mari, TVA-ul e de plătit, prețurile sunt la stele, țigările vor costa în fiecare an mai mult și din ce în ce mai mult, pentru că ele se vând din ce în ce mai puțin. Nu doar că sunt mai mulți vapori, nu doar că sunt mai mulți utilizatori de chestii alternative ca IQOS și Glo. Este vorba că lumea se lasă de fumat, iar în țările occidentale și foarte democrate, băi, s-au interzis vaping-ul și în propria casă. Ba, pardon, s-a interzis fumatul, vreau să zic, și în propria casă. În sfârșit, nu este subiectul ăsta. Cum, nu te lasă să fumezi la tine în casă? Nu, sunt anumite țări în care dacă vecinul declară că te-a văzut pe geam că fumai, îți ia amendă. Mă, dă-i dracu. Da, bro, sunt țări în care s-a interzis total accesul, nu se mai vinde, nu se mai fumează, s-a închis subiectul. Dar ai tratamente alternative, vaping la dispoziție, Glow, IQOS, dragi, laci, adică îți dă alternative, da? Da, adică te și ajută, nu doar ți-i interzice. Ăsta e viitor. În viitor, noi, producătorii de țigări o să producă toți chestii alternative, da? Da, și sau vape. Gândiți-vă că în UK nu există IQOS cu țigare, există IQOS Mesh. Intrați pe Google, căutați IQOS Mesh. Și o să vedeți că în țările occidentale, producătorii de țigări alternative hibride cu tutun vând, de fapt, vape-uri. Ca să înțelegeți în ce direcție merge piața. De ce pe un DNA60 rezistența de Nautilus 03 după două zile schimbă impedanța de la 0.3 la 0.45? Nu e DNA-ul 60, este modul. Este modul și probabil mufa 510 e murdară, nu știu, sau poate folosești un lichid atât de incisiv, atât de distrugător de rezistență, că încarcă foarte mult rezistența și crește impedanța. Laur. Da. Laur. Da. Eu sunt. Așa. Also, ce lichid îmi recomand să folosesc la Vupo Argus pe 1? Adică ce combinație de VBC? Sau e relevant? Mi-am comandat poduri de 0.7 și 1.2. Alea de 0.7 sunt foarte geniale. Acum iarna, ia-și 50-50. Ia-și 50-50, pentru că iarna fiind foarte frig, iar podurile astea au... găurile de alimentare la rezistență, găurile de alimentare cu lichid pe rezistență sunt micuțe și dacă lichidul e gros și mai vapezi și pe afară sau la temperaturi joase, lichidul devine atât de gros că nu o să intre în rezistență. A întrebat cineva de review la UL. Uite ce avem noi acum, ce am eu în mână acum, s-a filmat astăzi, va intra cam peste două săptămâni. Uite, Cristi Suchet zice că folosește headshot de 60 de VG și nu știu, eu nu va... Nu mai vând lichidele alea de mult timp pentru că nu-mi plac, îmi pare rău. Poate să fie lichidul. Schimbă lichidul și vezi dacă rezistențele țin la fel cu un Nasty Juice sau cu un Dinner Lady. S-ar putea să ai surpriza să vezi că ține mult mai mult. Alexandru Dumitriu ne-a întrebat ce părere de Minican 2. Aici îți răspund eu. Păi dacă Minican 1 a făcut aproape 100.000 de vizualizări pe un canal de 10.000 de subscriberi și relativ foarte, foarte nișat, Minican 2 nu a făcut același număr de vizualizări, dar... este chiar mai bun decât Minican 1. Dar știi de ce n-a făcut vizualizările? De ce? Pentru că costă mai mult. Și pentru că pe oamenii interesează și prețul, nu doar gustul. Da. Păi vezi, de aia te întreb eu, bro, de preț mereu. Da, corect, când e vorba de volum. Dar nu uita, Minicanul este un produs de fașă de piață. Eu n-am fost de acord cu el doar dintr-un singur motiv. Pentru că e prea ieftin. Fiind foarte, foarte ieftin, e tentație foarte mare din partea, tentație mare din partea minorilor să le cumpere. E, da. Asta e adevărul. Iar eu consider că 70-80 de lei cât costă un Minican 2, nu e avere, bro. Nu e avere, da. Trei vape-uri de unică folosință. Dar mai există Minican 1 la vânzare? Da, există. Se produce, pentru că e cerut. Bun. Da, da. La Shepter 2, ăla roz, găsim și noi rezistențe, domnule Florin? Sigur, Fanatic 2013, sigur că găsim. Și la mine și peste tot. Și sunt și foarte ieftine. 10 lei bucata, despre ce vorbim. Arunc cu ele după voi. 10 lei bucata și dacă distrugi una la 3 zile și tot e avantajos. Da, corect, un pachet de țigări e 26 de lei. Așa. Corect. Inclă să menține Flexus Q numărul 1 în poduri. Scan well. Bro, ai pierdut canalul. What the fuck? Avem
15 recenzii după Flexus Q, unde am spus clar că a pierdut locul întâi. Uită-te la canal, uită-te pe recenziile noastre și o să vezi că sunt foarte multe poduri, chiar în penultima recenzie, sau nici mai țin minte, în care a fost bătut Flexus. Să știi că pot. Un top 10 la poduri puteți face. Da. Uite, o să ne gândim. UL pe 1 și după aia Minica în 2. Și restul lumii. Nu. Facem așa. Ba nu, am cumpărat eu ăla. Dacă, stai puțin, facem așa. Dacă sunteți interesați, dacă vreți cu adevărat să facem un top de poduri, facem o recenzie, bro. Deci facem un top, o recenzie, în care prezentăm top 10 cele mai bune poduri ale momentului, deci până la momentul filmării recenziei, cu care eu am avut contact, pentru că pe piață, fraților, sunt foarte multe poduri. Eu nu pot să am acces la toate. Sunt poduri, probabil, care sunt și mai bune decât astea care le-am făcut o recenzia. Da? Dar n-am acces la ele. Nu știu dacă tu ești un pro-vapor, dacă tu ești un vapor, hai să-i spun așa, și totuși vrei să auzi părerea mea, poate tu ai acces la o tehnologie sau la un vape pe care eu nu știu de unde să-l cumpăr, sau poate nu știu, nu e disponibil în momentul în care eu vreau să-l cumpăr, trimite-mi în poștă și dacă mi se pare wow, jur că-i fac recenzie. Florin, uite, avem aici că se vrea o recenzie detaliată despre vapatul în temp control. Mă, nu e chiar atât de greu, de fapt. Florin, tu ce zici? Faci un episod doar despre temp control și atât? Nu. De ce nu faci? Pentru că nimeni nu-l folosește. Iar cine îl folosește, îl folosesc doar vaperii avansați. Iar acest canal, în general, este dedicat majorității, nu minorității. Dacă o să am multe întrebări de la persoane interesate să folosească control de temperatură, o să facem, promit că o să facem o recenzie, dar nu cred că e necesar o recenzie în sine, că nu pot să vorbesc 20 de minute despre control de temperatură. Sunt câteva principii de bază și, bine, setările se fac, eu cred că am putea similar. Să facem ceva, avantaje, dezavantaje, sunt doar avantaje. Pe ce rezistență sunt se doar avantaje. Face, pe ce moduri... Moduri care au control de temperatură, rezistențe sunt cele care suportă control de temperatură, ca titan, nichel. Sunt deja în meniu, deci orice aparat, orice mod care are control de temperatură, are un meniu și în el vezi deja materialele din care trebuie să fie făcută rezistența, care suportă temp control. Dacă citiți instrucțiuni de folosire, nu știu dacă sunt confuze sau nu. Spre exemplu, eu am învățat temp controlul din instrucțiunile de folosire de la DNA, unde se blochează rezistența, deci nu mă refer în replay, setezi materialul, setezi temperatura, setezi wattajul, blochezi rezistența și vei pon. Dar, de fapt, e mai complicat, că trebuie să și arăt. Și depinde pe ce, pe Dicodes, pe DNA, pe un Aspire, pe un Inokin. De fapt, Inokin nici nu știu dacă au control de temperatură. E posibil să aibă. Borco24, salut, ai mai filmat recenzia de la Smoke Nord 2. Băi, doar mi-a arătat și mie doar atunci puțin și după aia n-am mai ocazia să mai filmăm, dar stai liniștit, este pe listă. Va fi. Nu cred că îl filmăm. Nu crezi că... A, deci nu. De ce? Pentru că e posibil să scoată din fabricație și având în vedere că nu este un model nou, e posibil ca noi să facem o recenzie la un produs pe care clienții, dacă noi îl consiliem, n-au de unde să-l cumpere. Da. Și atunci ce facem? Salut, Manea Răzvan. Mai întreabă un altă de Răzvane, te rugăm. Mai pune o altă întrebare. Te rog mult de tot. Nu, Răzvan Manea îmi explica mie că el mi-a spus că o să mă aprind. Da, e normal. În timpul unui live, e live. Mă pot și aprinde. Asta e. Da, e ok. Ce să zic? Oricum, acest... Nu știu, m-am simțit un pic ciudat. Adică, fraților, avem aici pe canal o grămadă de recenzii. Și sunt recenzii oneste. Uitați-vă, fraților, la ele. Dați share, like și subscribe. După aia, puneți-mi întrebări grele. Puneți-mi întrebări... E ca și cum... Eu îmi cumpăr o mașină și zic, bro, cât consumă mașina asta? What the fuck? Fă și tu 100 de kilometri cu ea, fă-i plinul și vezi câți litri a consumat. Că oricum toți producătorii mint. Nu? Așa e și la vape-uri. Unele vape-uri le facem recenzii open box, adică le testez înainte, tocmai pentru că atunci când spunem cel mai bun pod al momentului, riști ca să ai un moment bun în momentul ăla, nu știu, a fost, eu știu, un setup corect, un lichid mișto și după aia peste 2-3 zile vezi că se neacă rezistența, vezi că curge cartușul. Adică ne asumăm și noi niște riscuri, înțelegi? Deci sunt recenziile open box și sunt recenziile close box. Adică close box, în general, facem la lucrurile moduri, spre exemplu, care nu prea au ce să fie proaste la ele, pentru că dacă vin de la case de producție, cum e Aspire, cum e Inokin, cum e
Și Vaporeso, să știți că Vaporeso nu este o companie de căcat, să ne înțelegem. E o companie ok, doar că ei au dat niște failuri în trecut și nu și-au asumat acele failuri. Iar eu nu iert treaba asta. Pentru că ei trebuia să își asume și, și privații, dar și firmele și persoanele juridice cu care ei tratează. În sfârșit, Vupu, să nu mai spunem, o companie foarte serioasă. Vupu care demonstrează cu ultimile moduri și poduri pe care le scot, că ei învață din trecut și își asumă greșelile. Bravo lor! Ce vape recomanzi ca al doilea vape? Și încă nu sunt așa de avansat ca să știu să fac rezistențe singuri. Bă, ca al doilea vape ia-ți un pod mișto. Uite că tot am filmat astăzi Crown D de la UL, fraților. Hai să vă zic în anteprima. Oh my God! Este superb! Deci, fraților, este absolut superb. Uitați jucărie. Stai. Da? Display color, putere mare, buton de meniu, nu știu, gust? Fucking unbelievable. Deci nu am ce să zic. Ia-ți un Crown D, indiscutabil. E scumpel ca un pod, are preț de mod, ca să ne înțelegem, dar își merită fiecare leuță. Salutare vaperilor, o să scoateți și lichide cu aromă de tutun. Momentan nu am în teste, dar cu siguranță o să scoți și cu aromă de tutun. Am auzit că Smoke Novo a dat lovitura. Nu știu, n-am auzit. Nu știu, ca design, Smoke îmi place. Ca performanțe, sunt în medie. Nimic excelent. Faza cu rezistențele mesh pentru RTA, eu nu le văd rostul. Când am la dispoziție rezistențele TPP? A, da, da, corect. Da, așa este. Mesh-ul, din punctul meu de vedere, mesh-ul mă refer la RTA-uri, RTA-urile alea care au mesh deasupra. TPP-urile, să știm, toți sunt rezistențe mesh, dar pe RTA-urile se pot construi cu rezistențe clasice, Fuse Clapton sau chiar mesh. Doar că mesh-urile mie mi se par dificil de setat ca să funcționeze corect și atunci prefer rezistențele de fabrică sau Fuse Clapton. Ai văzut noile știri despre tutunul încăzic? Ce opinie ai avut? Babe, am văzut opiniile, doar că nu vreau să discut despre treaba asta pentru că nu se referă la vape și nu vreau să fac bârfe pentru un subiect care nu ne privește în totalitate. Da, Noriega, podul ăsta de la UL bate pe unul. Din păcate, da, îl bate. Măi, n-avea cum să nu-l bată, pentru că în primul rând îl poți face și metele și de lei, pentru că are bateria mai mare, pentru că are display la mare cât casa, dar în design pe unul, frate, deci în design e... It's fucking angel. Da. Șerif, da, mulțumim, Șerif. Când un vape expo, dacă mergem prin Germanica, păi dacă o să avem ocazia, cu siguranță o să mergem, dacă o să ne invite cineva, că nu mergem acolo pur și simplu și noi. Că bă, șansele să ajungem la vape expo sunt mici. Probabil, hai să spunem așa, cum aș putea eu să ajung la un vape expo? Ca virgulă client? Niciodată. Niciodată, că pot avea acces la tehnologia direct ca persoană juridică. Ca expo, adică să-mi expun produsele mele, da. Adică în momentul în care lichidele mele ar ajunge internaționale și lumea le cere, probabil că aș putea să mă duc, dar șansele sunt mici. Eu cred că lumea ar fi interesată de un clip de pe acolo și dacă suntem sponsorizați să mergem acolo, să ne dăm cu părerea despre ce vedem acolo, de ce nu? Da, și asta poate fi o idee. Știi, adică... Ne-ar face plăcere să mergem pentru voi puțin. Salut, Florin, știi ceva despre baza de la Zvoiemesto? Am auzit că au pe site și sunt curios dacă ai face vreo... Ce bază de la Zvoiemesto? Zvoiemesto nu face baze. Sunt producători care fac baze, ei le cumpără și pun brand după ele și le vând. Bazele din Germania sunt de foarte bună calitate, dacă vorbim de baze made in Germany. Dar să vă spun sincer, și lichidele noastre, tot baze made in Germany, sunt baze de foarte, foarte bună calitate. Ok, există și alte baze de și mai bună calitate, care din păcate ar tripla prețul unui lichid, dar dacă cereți, dacă cerința pe lichidele astea care le avem noi în plan o să fie foarte mare, iar unii dintre voi își doresc aceleași arome, dar să mergem pe nivelul de premium, o să încercăm să facem o gamă de produse high-end, să-i spunem așa, care vor conține niște baze ultra șmecheri și ultra scumpe, dar cu care o să avem niște prețuri mai mici decât Nesty, pentru că nu ne luptăm cu ăia mari. Noi încercăm să vindem calitate, gust și preț mai competitiv, mai convenient pentru vapor. Ok.
Așa. Un lichid Tobacco Coffee de la Flavor Madness. Corect. Corect. Mulțumesc, Andreea. Da. Tobacco Coffee de la Flavor Madness, din punctul meu de vedere, este cel mai bun lichid cu aromă de cafea. Dar, din păcate, eu vreau să mă abțin în a-mi spune părerea despre lichide, pentru că este total subiectiv. Tocmai de aceea, în gama noastră de lichide, o să avem foarte multe lichide de fructe și foarte multe mixuri. Pentru că a spune că tuturor o să le placă Watermelon Ice, cum eu sunt mor după el, e o nebunie. Nu o să placă tuturor, clar. Uite-l, Laur nu e un fan Watermelon Ice. În schimb, Lici Ice e nebunit. Îi dai Lici, vapează până crapă. Vapez până să de rezistență. Ce smog nord bate Vopu Argus? Când vreodată? Când vreodată? Bă, sincer, acum ca să spunem adevărat, noi n-am gustat smog nord într-o recenzie ca să punem un Argus pe unul și să zicem că ăla e mai bun. Corect. Dar șansele sunt minore, pentru că încă o dată, nord nu este o tehnologie nouă, iar rezistențele de la smog sunt niște rezistențe... Îți aminte că astăzi am fost surprinși la filmare. Da. Da, dar nu cu smog nord. Ia auziți-o. Stai. Dar nu vi le arăt foarte în detaliu, că vă las să vă uitați la recenzii. Așa, cine mai scrie pe aici? Riv 227, salutări, opinie despre arbitre solo de la Augsva. Frumosul meu, nu știu nimic despre el, nu știu, n-am avut contact cu el, nu pot să-ți dau niciun sfat. Îmi pare rău să spun asta. Ce rezistență merge pe Zeus X? Orice Fuse Clapton, pune single coil, pune pe 3 mm, chiar 3.5 mm dacă ai posibilitatea, 5 spire, maxim 6, mult bumbac în wicking hole-uri pentru că ăla inundă baza cu lichid și o să vezi că îți dă o aromă foarte bună. Ce Berti părere Stanciu, despre... asta, Berti Stanciu răspunde într-o frumos. Ce atomizor recomanzi pentru a debuta în build-uri? Pentru a debuta în build-uri nu pot să recomand decât un Kaifun, pentru că este foarte iertător cu începătorii. Un Kaifun light, ieftin, chiar un 2019, model vechi. Ia-ți ceva ieftin, ia-ți și second hand, dar ia-ți nou. Pardon, ia-ți original, vreau să zic, să nu-ți iei clonă. Adică chiar dacă ți-ai și unul uzat, eu îți consiliez un Kaifun, pentru că e ușor de... ușor de gestionat, ușor de făcut bumbacul și un pic iertător cu noi, adică nu trebuie să fii atent foarte mult la detalii. Jonas S. întreabă dacă un tutunos premium ușor dulceac pentru RTA. Cred că ți-a răspuns deja, Andreea. Avem o grămadă tutunoase. Avem bronzul de la Nasty Juice, silver de la Nasty Juice, Dinner Lady are o grămadă de tutunoase interesante, ușor dulci. Vanilla Cuba nu este ușor dulce, este mai dulce. Uite, vă rog eu frumos, încercați să nu ne întrebați foarte mult despre lichide, pentru că există un risc foarte mare ca noi să vă dăm un sfat, un consiliu de un lichid, tu te duci într-un magazin, plătești o grămadă bani pe lichidul ăla, îl mai pui și nicotină în el și după aia o să ajungi la concluzia că nu-ți place și după aia ne și înjuri. Evitați să ne întrebați de lichide. Mi-e și rușine să vă spun că ăla sau ăla sau ăla. Pentru că există riscul ca ție să nu-ți placă. Exact, imaginează-ți că gustul în vape este similar cu gustul la parfumuri, cu mirosul la parfumuri. Dacă mie îmi place un mask, probabilitatea să-ți placă și ție nu e foarte mare. În sfârșit, cât de mare este diferența între același lichid a 50-50 și 70-30? Vasi Noriega. Băi, mulțumesc mult pentru întrebare. Este foarte, foarte mare diferența. Eu chiar vă recomand, cel puțin vaporilor care vapează în ambiente răcoroase, folosiți lichid de 60-40 sau chiar 50-50. Adică eu aș prefera un 50-50, adică risc să am baza un pic umedă, dar să am lichid în bumbac, decât să nu mă uicheze și să trag ca nebun un gol ca să îmi intre lichid în bumbac. Laur, cred că îți mai trebuie lichid. Ai pus tu? Da, mi-a pus, mulțumesc. Vapon. Vapon, să știe. O explicație despre macerarea tutunoaselor. Același explicație care am dat-o mai devreme cu macerarea lichidelor, identică. Doar că la tutunoase aș lăsa la macerare și mai mult. Nu o lună, cel puțin 2 luni de zile. Cel mai bun pod, calitate-preț. Cel mai bun pod, calitate-preț. Bă, eu acum vreau să fiu onest cu voi. Cel mai bun pod, calitate-preț este Minican 2. Iar pe locul 2 este Flexus Q. La paritate cu... cum îl cheamă? Cum îl cheamă la urățile lui așitul ăsta? Cum îl cheamă? Shepter. Shepter 2. Shepter 2, da. Shepter 2, da. Deci Flexus cu Shepter sunt la... la nivel. Aproape la același nivel de gust. Parcă Shepter bate, dar are foarte multe în plus față de un Flexus. Cu baterie mare, nebunie. Cu 3 ml de lichid. Te văd, mă vezi? Se aude, se vede. Auzi, așa. Știi, Florine, avem odată pe un prieten care încerca să vândă un televizor altui prieten. Și spunea, bă, salut, am un Nei, vede bine, aude bine. Televizorul.
vede bine și aude bine, știi? Și na. N-am prins-o, iartă-mă. Bun, ce părere despre 8-0 nicotină? Aveți recenzia pe canal. Și mie și lui Laura ne-a plăcut foarte mult. Și dacă, da, te uitați, dacă vă uitați la recenzia, e și Elisa, în care și ea își dă cu părerea. Și o parte din ele chiar ne-au impresionat. Nu sunt toate, dar sunt... Bine, acum ține de gusturi, că tot vorbeam de gusturi. E greu ca din 20 de arome să nu găsești 3-4 care să zici mamma mia. Cel mai bun vape de început. Dacă ne referim la poduri, ia-ți un Flexus. Un Flexus, un calibru dacă ai un buget mai mare, dacă nu ia-ți un Flexus, că nu, n-ai cum să ratezi. Un lichid bun pe un Flexus e genial. Florin, ai zis într-un clip despre schimbarea rețetei la noua. Poți clarifica? Mulți suntem fane lichidului. Nu, 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 nu s-a schimbat rețeta. A fost o mică problemă cu perioada de macerare. A fost o problemă doar pe un singur lot. S-a retras lotul, s-a pus lotul corect, e tot în regulă. Noah e un lichid bun. Deci acum avem totul bun. Cel mai bun bumbac pentru MTL. Din păcate nu am o veste foarte bună, pentru că eu sunt în continuă schimbare. Eu încerc mereu să găsesc bumbacuri și mai bune. Ce pot să vă spun e ce folosesc eu acum. Folosesc Pro Vape Cotton. Mai jos un pic. Mai jos, mai jos, mai jos, mai jos, înspre tine. Camera de sus. Mă scuzi. Pro Vape Cotton de la BP Mods, All for Experience. Ia uite. Pro Vape Cotton. 2.5 sau 3 mm, dar sincer... Zici că l-au făcut pentru noi, știi? Da, zici că e făcut special pentru Pro Vape. No, nu l-am sub contratat noi, mi-ar place să pot să-mi permit așa ceva. Dețin în momentul acesta un Flexus și vreau să mai achiziționez un pod pentru a avea încă o aromă la îndemână pentru a alterna. Ce aș putea să iau pentru a fi peste Flexus ca și aromă și reglaj de vață? Bro, Crown D. Motherfucker Crown D. Well. E o clasă peste Flexus. E o clasă... Crown D e mult peste Flexus. E greu să spun asta, pentru că în ultime recenzii aici pe canal am făcut foarte multe recenzii la poduri și foarte multe dintre ele ne-a impresionat, dar Crown D, it's fucking unbelievable. Bun, cel mai bun pod la nivel de gust. Am spus până acum. Consider că vape-ul de unică folosință va dispărea ușor, ușor de pe piață la un moment dat. Denis Droșcă, da, 100%. Eu îi dau maxim de 2 ani de zile. De ce? De ce? De ce vă spun? Pentru că e environment non-friendly și pentru că sunt făcute în China. Deci eu cred că țigări electronice de unică folosință în viitor, dacă vor mai fi pe piață, vor fi fabricate în Europa. Și vor avea lichide de foarte bună calitate și nu vor costa cât costă acum, vor costa mult mai mult. Mai mult? Da. Da, pentru că vor trebui să folosești lichide de calitate, TPD compliant. Corect. Mâna sus și ne vrea să scăpăm de astea din China? Eu nu vreau să scap de ele. Eu aș prefera altceva. Eu aș prefera ca, virgulă, chinezii să reușească să ne dea cât mai multă calitate la prețurile cu care deja ne-am obișnuit. Și pe lichide și pe produse. Pentru că 99% din toate produsele care le avem noi aici pe canal sunt made in China, să nu uităm. Corect. Și vasta majoritate dintre ele ne-a impresionat. Da? Da. Lăsăm lichidele. Și de obicei ce vine în Europa, totul e bun. Nu neapărat că totul bun. Am ales noi. Gândește-te că noi nu facem recenzii la tot ce e fabricat în Europa. Sincer, dacă eu aș fi făcut recenzie la ăsta și dacă l-aș fi făcut recenzie... Cum? Așa. Dacă aș fi făcut recenzie la Undercode Insider, doar ca aspect și funcționalitate, aș da notă mare. Dar dacă îl desfaci în interior, dacă încerci să desfiletezi tubul, îi dai nota minus 3. Deci... E atât de prost lucrat, e atât de zero research și zero development, că eu nu de spun un mix, bă, mă scuzați, să cacă pe el, bro! În afară de placa electronică DNA60, care îi dă valoare, restul e zero, e doar design. Da. Pe când mixul de la Spire, care costă de N ori mai puțin, îl bate de la ascultă cu urechea, calitate constructivă, funcționalitate, tot ce vrei tu. Doar că nu e DNA. Și crede-mă că electronica de la Spire Mix e o electronică bună. No. Noi la nivelul DNA, dar diferența e atât de mică încât un vapor normal niciodată nu o să realizeze diferență. Da. No. Hai să ne mai uităm în comentarii. Alora, ce spunem noi aici? Cum poți identifica un bumbac calitativ?
Vasinoriega, din păcate nu există o regulă. Bumbacul calitativ trebuie să-l iei să-l testezi, să vezi cât de repede wichează, să vezi cât de repede break-in, să vezi cât de ușor e de lucrat cu el, să vezi cât de ușor se face fluffy, să vezi fibrele, să fie pe lung fibrele, să nu fie pălat, că atunci când vei băga în rezistență, vei întâmpina probleme și vei trage, vei mișca rezistența, se va rupe bumbacul. Plus, e termorezistent, e biologic, adică să fie cât mai decât natural, să nu fie tratat cu substanțe. Șerif, mulțumim frumos. Daniel Dumitru, despre Pertardersu nu prea vorbim noi aici pe canal, pentru că nu prea ne place Vaporeso. Nu, a fost o alegere comercială. Să ne înțelegem clar, eu n-am nimic cu Vaporeso, da? Ce am avut, am avut. Nu am cu Vaporeso, dar dacă, să ne înțelegem, din punct de vedere comercial, ce înseamnă? Dacă eu vând 100 de bucăți de moduri, dau un exemplu, și din 100 de bucăți, majoritatea care se întorc înapoi sunt Vaporeso, de ce le-aș mai vinde? E non-comercial. Da? Cei care încă le vând, am și o explicație. Deci sunt foarte multe companii care încă le vând. Da, ei sunt importatori și au acordurile lor comerciale cu exportatorii din China și le trimit înapoi device-urile defecte și se compensează într-un fel sau altul cu banii. Un lucru pe care eu nu vreau să-l fac. Corect. Uite, ne întreabă Mihai Marin Sacară. Ce pot face să nu se mai inunde baza de la un RTA dual coil cu top fill atunci când alimentez cu lichid? Nu știu despre ce atomizor vorbim. Am încercat să pună mai mult bumbac în rezistență, dar are mare probleme de dry. Sacară Marin, Mihai, nu înțeleg ce atomizor ai. Spune-mi ce atomizor este. Mulțumim, Adrian Cojocaru. De ce nu recomanzi Elf Bar mai mult decât Nasty Juice? Știi că aroma de la Elf Bar e mult peste Nasty. Vasi Noriega. Băi, îmi cer scuze. Uite, cum spuneam mai devreme. Gusturile sunt total diferite. Ce pot să spun este că vasta majoritate de vapor care vapează Nasty nu s-ar murdări niciodată la gură cu Elf Bar. Dar vasta majoritate de vapor de Elf Bar, când vapează din Nasty, spun că e la alt nivel. Doar că gusturile sunt total diferite și ceea ce spui tu este foarte real și sunt de acord. E posibil ca tu să percepi aromele din Elf Bar ca fiind mai premium decât cele din Nasty. Și n-am nimic împotrivă, pentru că ține de gusturi. Eu nu pot să spun că una e mai bun și alta e mai prost. Nu, eu spun în felul următor, din punctul de vedere al producției, seriozității și calității lichidului, Nasty este un lichid premium. Elf Bar nu o să fie niciodată premium. Adică niciodată, never ever, un chinez nu o să poată să producă în masă și la volumul ăla un lichid premium. Asta nu înseamnă că produsul e prost, doar că el e un produs de calitate bună care e destinat maselor. Mulțumim, Adrian, mulțumim frumos încă o dată. Întreabă Jonas, ce părere ai despre modul Jack Vapor? Uite, asta e o întrebare care îmi place să răspund la întrebările astea, pentru că sunt aparate care nu sunt pe canal. Uite, atomizoare care nu sunt pe canal. Mie mi se pare foarte normal să ducem discuțiile astea. Uh-huh. Întrebări inteligente, întrebări grele. Da, Jack Vapor este un mod interesant, mic, dar din păcate are o electronică de acum 7 ani. Un DNA 75. Nu e ce, nu e nimic. Adică dacă nu te deranjează faptul că are un micro USB și care display-ul la micuț, păi e unul dintre cele mai mici DNA-uri din lume. Mici, mic, frumos, dar are o mică problemă pe 510. Aveți foarte mare grijă. Ăla a fost călcâiul lui Ahile. Practic, călcâiul lui Ahile s-a numit Mufa 510, în care dacă îi pui atomizoare lungi, nu e ăla, nu, Jack Vapor. Nu, a întrebat cineva de Aspire Relic. E mișto, da, ăla e. Bun. Care e diferența dintre top airflow și bottom airflow? Întreabă Patrick. Iar o întrebare inteligentă. Că vrea să-și cumpere un Zeus sub un tank. Un Zeus sub un tank, fraților, o să vă distrugă toate așteptările. Este mult peste tot ce poți să-ți imaginezi tu. Cel mai bun atomizor de pe piață, după Matt Atomizer TPP. Are rezistențe peste așteptările voastre. Hai să spunem așa, un pic confuze pe aromă, dar aromă căcălău. Să zicem că Zeus Tank este frate primar, dar mai puternică e Hulk, e DL, așa, cu Flexus. Ah, corect. Multă aromă, un pic confuză. TPP-ul, adică matul, da. E mai rafinat un pic pe aromă. Bine, ok, nu e diferență mare, să ne înțelegem. Corect. Pentru că foarte mulți clienți trag din TPP și trag din Zeus și nu știu ce să spună. Bă, nu știu ce să spună, pentru că... Că sunt bune amândouă. Da, sunt bune amândouă, iar papilele lor gustative sunt atât de invadate de gust, că nu,
nu reușesc să identifice prea mult diferențele de palete aromative. Ce e acolo? Ce ne arăți acolo? Băi, îl cheamă Real, cred. Real? Real? Real X. De la Aspire. Practic este un Flexus în alte haine. Arată genial. Avem o poliție. Stați un pic, dacă auziți, asta e. Așa. Hai, revenim. Arată genial. Un pic greuț, dar să știți că are un design superb. Folosește rezistențe de Flexus, adică are gust la stele. Uh-huh. Un reglaj de aer. Ce pot să vă spun despre el este că, din păcate, e foarte scump. Dar arată foarte bine. Cât de scump e? Cred că e în jur de 300 de lei. Până în 300 de lei? Până în 300 de lei. Până în 300. Ok. Da. Nu mai am baterie. Ne întreabă Vlad Olăreanu, care sunt sârmele voastre preferate pentru build-uri în MTL și DL? În MTL folosim Fuse Clapton de la Vandy Vape, 2x30 plus 38 pe deasupra, Ni 80, aliaj de Ni 80, 5 spire pe 2.5 mm cu bumbac fluffy și scoase bine hotspoturile înainte. Pe DL, DL-ul e un pic mai diferit pentru că, hai să spunem, dacă în MTL noi putem folosi o rezistență pe 99% din atomizoare de pe piață, în DL, din păcate, nu pot să spun același lucru pentru că sunt foarte multe atomizoare cu funcționalități total diferite, chiar dacă scopul lor este doar unul, să-ți dea aromă în inhalare directă. Dar cea mai bună rezistență cu care eu am avut contact până acum, tot de la Vandy Vape, este un 043 26 GAA1, deci este un Cantal OR2 plus 36, hai să vă arăt pe cameră, deci 26 GA, în paranteză A1, asta înseamnă că e un Cantal, da, per 2, două fire de Cantal de 26 GA. Dă un pic de zoom, te rog eu frumos, Florina. Să dau un zoom de sus? Da, dă un pic, mai, așa, să vadă bine. Bravo. A făcut și zoom, a făcut și focus, da, deci încă o dată, 26 GA, OR2 plus 36 gauge, Ni 80, da? Este un 043 6 wrap. Iar eu, practic, scot jumătate de spiră și îl fac undeva la 5 wrap pentru DL-urile, inclusiv, uite, pe Admiso. Sheriff, mulțumim frumos. Așa, ia să vedem ce mai avem. Foarte, foarte atent la detalii, Sheriff. Mulțumesc din suflet. Ce părere ai despre Joyetech Eco AIO? Ți se pare o țigare bună de începător? Valentin, sub nicio formă. Nu știu, eu am impresia că ești minor. Te rog frumos, spune-și mie ce. Valentin, nână, ce vârstă ai? Lichidele pe care o să le ai, le produci o să fie 70-30? Dacă da, de ce? Vasi în Noriega, nu o să fie 70-30. O să fie o combinație care momentan este 65-35. Dar nu știu dacă o să fie cea finală. Eu îmi doresc să fie cea finală pentru că momentan funcționează foarte bine. Așa. Mai avem aici un Bogdan. Ne întreabă Venax H1 sau Flexus de pe parte de gust. Venax H1. Dar știi de ce? Pentru că Venax H1 are foarte puțin mai puțin aromă decât un Flexus și din faptul că vine cu rezistență de 0.6 Flexus și H1 cu 0.7. Bro, dar are baterie mare, are display, are altceva. Valentin. Am doar 18 ani, tocmai ce i-a făcut, cică. Valentin, îți recomand cu căldură să te lași de vapat, să te concentrezi pe fete, pe noi consiliem vaping-ul doar fumătorilor, cei exact. Care vor să se lase de fumat. Dacă sunteți minori, vă rog frumos să părăsiți acest... Așa afirmă. Dacă sunteți minori, aveți decența de a ieși din acest live. Dacă nu sunteți minori, puteți liniștiți să-mi puneți orice întrebări, atâta timp cât vape-ul folosiți pentru a nu fuma. Așa. Ce părere ai despre WPod? Este o copie de Juul făcută de Liquid în Franța. N-am avut contact cu el, nu știu. Îmi pare rău. Găsesc undeva un mod care poate regla voltajul, nu vații? Aero Dani. Wow! Wow, ce întrebare! Da, găsești. Ține-te bine, o să fie și la noi pe canal în maxim 2 săptămâni, iar dacă îl rugați mult pe Laur, probabil chiar joia viitoare. El se numește Crown D și este făcut de cei de la UL. Fraților, ne-a impresionat foarte mult. Da, rugați-l pe Laur să-l editeze zilele astea și o să-l aveți joi ca recenzie. Care din ele? Pe asta care l-am filmat astăzi, Crown D. Trebuie să iau și ilustrații. Bro, ce să zic? Bă, dacă mă roagă, da, n-am ce să zic. Dar nu, trebuie să fie mulți. Da, nu doi oameni, da. Trebuie să minim 20. Salut, Doza de IT! Salut, Doza de IT!
Dați și vor share, dați share la acest live, nu o să mai dureze mult. Se aude, se vede bine. Avem 102 like-uri. Super, am mai scăzut un pic view-urile, suntem 120 doar pe live. Da, v-am plictisit chiar așa. 124. Cred că s-au supărat pe mine că m-am enervat. Nu, 120. Băi, îmi cer scuze, nu o las personal, că eu nici nu vă cunosc, nu știu cine sunteți. Adică, ok, o parte dintre voi sunteți clienții mei, o altă parte dintre voi sunteți prietenii mei, o altă parte dintre voi sunteți oameni pe care nu-i cunosc. Adică dacă eu am spus vreo prostie, băi, îmi cer scuze. Adică, necunoscându-te personal, nu lua personal. Pur și simplu eu răspund la o întrebare care îmi vine pe un chat. O întrebare care poate să o iau, eu iau ca și ofensatoare. Și cu toate astea încerc să răspund. Mulțumim, Cristi Schiller. Avatar 21.704.000 de miliamperi. Alexandru Dumitru. Nu se mai fabrică de foarte mult timp. Renunță la ea. Serios? Stai puțin. 21.700. Iartă-mă. Avatar nu e un producător de baterie, așa că nu-ți convin. Nu-ți consiliez acumulatori de la producători care nu fac baterii. Ei cumpără acumulatorii de la alți producători și fac re-wrap. Așa că ia-ți Sony, ia-ți Samsung, ia-ți LG, ia-ți Sanyo, ia-ți Panasonic, ia-ți producători de renume mondial. Ce eu vând la mine în magazin, vând decât Samsung 30T, care e o bună, o foarte bună baterie 21700, iar pe 18650 doar gama Sony, pentru că sunt cele mai fiabile. Marin Mihai a revenit și a spus că are un Eclipse Dual RTA Yacht Type X Mic Vapes. Mamă, deci bro, băi, îmi cer mii de scuze, dar nu știu atomizorul. În general, dacă ai probleme de wicking, adică nu wickează, încearcă să pui rezistențele un pic mai jos, adică du-l către gurile de aer, în așa fel încât bumbacul să nu fie foarte, foarte lung. Plus, e clar că el trebuie să aibă a thickness, că dacă pui prea puțin în wicking hole-urile, se va neca. Ok. Ce baterii de 21700 recomand? Băi, Samsung 30T sunt cele mai bune baterii 21700. Nu, stai că știu eu, alea încărcate. Samsung 21730T, cele mai bune baterii pentru vape-uri de mare putere. Dar și vape-uri fiabile. Dacă vrei, în schimb, 4000 de mAh, dar să nu depășești 30-40 de W, Sony VTC6A sau tot Samsung 40T. Iar dacă ai vape-uri în metele maxim 15-18 W, Samsung 50E, care are 5000 de mAh. Da. Fane, ok, mai trebuie încă 18 dintre voi. Asta e. O părere despre vape-urile de unică folosință One Puff. Știm de One Puff? N-am intrat în contact cu ele. Trimite-ne și nouă unul și facem review. Dacă e frumos, dacă o să avem contact, nu cu unul, că nu poți să faci recenzie la un pod. Ne trebuie două poduri. Nici măcar două. Îți trebuie toată gama a produselor. Pentru că sunt vape-uri de unică folosință. Ce facem? Vorbim despre un producător și gustăm din două arome. Da. Endorul așa este și alea de la... Hog, da, Molicel, Fane, Molicel sunt foarte bune, ai dreptate. Molicel, da. Uite, am uitat să-ți spun asta. Jos pălăria, mulțumesc, Fane, bravo, așa este. Molicel e un brand, chiar dacă nu sunt producători, de fapt, în majoritate ei nu-și produc bateriile, dar sunt niște... Este o companie serioasă, care, îți dau un exemplu. Dacă tu ai o companie serioasă și cumperi foarte multe baterii, ce faci? Le măsuri impedanța internă, îți dai seama de calitatea internă unui acumulator, îi faci un wrap custom sau le poți face pe comandă la mari producători ca Sony. Și îți face pe comandă ce înseamnă? Faci niște baterii care să conțină specificațiile care tu le dorești pentru scopul căruia tu te-ai gândit să le vină. Spre exemplu, pentru vape sau pentru consumatori de curent foarte mare, cum sunt dronele. Da? Bateriile de vape, de fapt, nu sunt baterii de vape, că și scriu pe ele. Atenție, aceste baterii nu trebuie puse în vape-uri. Că, na. Tocmai ce a zis cineva în comentarii, că a cumpărat de pe EMAG o baterie care spunea Samsung, dar nu îi spune nimic. Cu siguranță nu este originală. Banu Ion Adrian. Am luat baterie de pe EMAG și nu scrie Samsung pe aia. Păi dacă nu scrie, sigur nu e original, adică... Și nu uitați că nu vinde EMAG nimic. EMAG, practic, e o platformă gen Amazon. Da, e un reseller, da. Da, exact. Care vând diferiți alți producători. Bine, sau unele mai sunt livrate de EMAG. Are și EMAG stocuri. Nu, foarte mici. Dar un produs livrat de EMAG nu înseamnă că e vândut de EMAG, ca să ne înțelegem. It's a fine line. Da, știu. Fine line. Da, chestii de la Apple vând clar că na, au... Da, sunt produse vândute de EMAG, sunt produse livrate de EMAG și sunt produse vândute prin EMAG. EMAG ăsta e un fel de Amazon în România. Exact. Un mini Amazon de România. Doar că n-au livrare. Stai puțin, cu o întrebare interesantă. RTA versus RDTA, diferență de user experience.
RDTA-ul e mult mai greu de înțeles, dar odată ce l-ai înțeles e mai mișto decât un RTA, pentru că nu o să curgă niciodată. Pentru că RDTA-ul are tancul jos, lichidul nu o să curgă niciodată de jos în sus și după aia din nou în jos. Tancul, în schimb, are tancul în sus și wicking-ul în jos. Asta înseamnă că dacă nu faci bumba corect, dacă nu știi să pui o rezistență corectă, ai posibilitatea să-ți curgă tancul. Un RDTA nu o să curgă, dar la RDTA ai riscul să nu wicheze, pentru că lichidul trebuie să vină ori pe cabluri, ori pe bumbacuri, trebuie să vină într-o modalitate în sus, în baza de unde tu pui rezistența. Corect. Baterii Sony VTC6 pe loss vape dual battery, telema se folosi la 120W. Da, da, e ok. Deci la 120W VTC6 e un pic la maxim, eu aș recomanda VTC5A. Că VTC5A-ul au un rating mult mai mare și atunci curentul e stabil, ciclurile sunt mai ok, VTC6-ul e un pic cam mult. Florin, dar am și o întrebare. Zi-mi și mie cam cât ar trebui să țină o baterie. Un acumulator? Da. Adică ca număr de cicluri? Exact. Uite, aici iarăși o întrebare interesantă. Numărul de cicluri decide trei factori. Unu, când le încarci, dacă le încarci când sunt goale complet, cât le încarci, dacă le încarci până la maxim, stai că n-am terminat. Păi, unde le încarci? Toată lumea le încarcă până la maxim aici. Bro, nu e, le sunt 1000. Deci o celulă de litium, o celulă de litium normal are 1000 de cicluri, da? Niciodată o celulă de vape n-are 1000 de cicluri. Întrebarea e de ce? În primul rând că o încarci până la maxim. În al doilea rând când o descarci foarte mult și în al treilea rând când mulți o încarcă în mod și nu o încarcă în încărcătoare specializată. Și atunci se reduc ciclurile între 200 și 300 de cicluri, care sunt cicluri normale. Adică și un telefon, un telefon care tu îl vei încărca la maxim întotdeauna și îl vei descărca la maxim întotdeauna și îl vei încărca când vrei tu la orice tip de încărcător, nu te va ține mai mult de 300-350 de cicluri, adică aproximativ un an. Asta nu înseamnă că după un an bateria a murit. Nu, bateria tot te va ține, dar va avea o capacitate mai mică și o putere mai mică. Adică cum bateriile din laptop sau din telefon, în momentul în care au ajuns către ciclurile maxime de viață, ele nu mai sunt în gradul să dea curent foarte mult. Și atunci laptopurile fiind inteligente și telefoanele smart, reduc clock-ul chipului ca să consume mai puțin curent. Asta a făcut Apple și au fost dați în judecată și au și pierdut. Dincolo, le fac toate inteligent. De ce? Pentru că nu mai are de unde să tragă curent. Vape-urile nu fac asta. Na, corect. Înțelegi? Și atunci ajungi să ai o baterie. Distruge bateria și mai mult. Ai ajuns să ai o baterie pe care dacă pui un dele puternic pe ea, tragi 5 fumuri și gata. Nu tragi 5 fumuri, îi scrie 60W pe display, dar tu de fapt tragi 20, că n-are de unde. Sau așa, na. Mai deci, volți are, dar nu mai are capacitatea de a-ți da curent, da, amperaj. Da, da, da. Ce încărcător de baterie recomanzi? Fraților, sunt foarte multe. Uite, eu de la X-Star am foarte multe încărcătoare pentru că nu sunt cele mai bune. Doar că eu, din punct de vedere comercial, judec diferit un încărcător sau un vape. Vape-ul meu de plăcere este Decode și mă vezi cu un DNA de 2000 de euro în mână. Ca încărcător, eu personal folosesc un Aspire, dacă îți vine să crezi. Da, eu, încărcătorul meu personal de acasă e un Aspire. Încărcătorul de aici, de la magazin, este un X-Star. Un smog? Un smog? Uite, m-a corectat Andreea. Mă scuzați, avem smog acasă, nu avem Aspire. Doar că smog nu face încărcătoare. E produs de altă companie. În sfârșit, comercial vorbind, ce s-a întâmplat? Noriega, spune niște chestii care sunt foarte, cel puțin foarte ciudate. Și că în cât timp crezi că RTA-urile vor ajunge la aroma disposable-ul? Adică o să explic. E un copil 100%. Te rog frumos, copil. Noriega, spune-mi mie ce vârstă ai. Nu cred că e copil. Nu este copil. N-are cum să spună RTA-ul că ajunge la un gust de disposable. Exact ca și cum ai spune când vreodată o mașină de curse ajunge să depășească un Matiz. Fraților, ce este RTA? Ce este un Rebuildable Tank Atomizer? Un Rebuildable Tank Atomizer este o platformă pe care tu îți dezvolți abilitatea de a construi rezistențe. Iar în momentul în care tu ești un builder pro, adică o persoană cu experiență vastă și foarte mare în construi rezistențe, dacă ai un RTA de foarte mare calitate, nu are cum să fie nicio egalitate între un RTA și un vape de unică folosință. Pentru că vape-ul de unică folosință are un singur scop, pe când RTA-ul are 1000 de scopuri, el poate funcționa în 1000 de feluri, depinde cum îl setezi tu. Și să facem o comparație cu mașinile, da? O mașină de curse care nu are ABS, nu are airbag, nu are sisteme de siguranță, ea are un singur scop, ca să ajungă la finalul cursei cât mai rapid, da? Dar dacă ești pilot bun, da?
Corect. Deci mașina de curse nu e că merge singură, da? E, vape-ul de unică folosință este o mașină care merge singură. Dar un matiz, un matiz electric care te-ai urcat în el și te duce în două săptămâni la, la sfârșit. Și tu zici, bă, dar un Porsche GTR RS, GT3 RS, când vreodată o să depășească matizul electric? Și am zis, bă, depinde, dacă îl împingi niciodată. Dar dacă ești un pilot bun, în două secunde. Corect. Deci, încă o dată, să ne înțelegem. RTA-ul te reprezintă pe tine, builderurile. Iar dacă nu-ți place RTA-ul, înseamnă că ori nu știi să construiești rezistențe, ori nu știi să faci bumbacul, uite că răspuns. Ori folosești lichide slabe. E posesor de Kaifun X, așa, e nesemnificativă vârsta. Într-adevăr, e nesemnificativă atât timp cât ești adult. Și știu că a zis el că tu spuneai că RTA-urile nu pot ajunge la aroma unui disposable, dar ce sunt chimicale. Oh my god. Cu un singur deci stop. Mi-ai reinterpretat ce am spus, măi. Deci mi-a reinterpretat da, tot ce știi. Am spus. Deci, eu cred că trebuie să îi răspunzi pe bun. Deci nu, îi răspund, dar mi-ai reinterpretat tot ce am spus eu. Fraților. Ia, răsumul greșit. Na, deci am spus în felul următor. Niciodată nu se poate compara. Nu înseamnă că un vape de unică folosință e mai bun decât un RTA. Nu ai cum să imiți gustul dintr-un single use. Deci, încă o dată, hai să încerc să mă calmez, să vorbesc cât mai normal, da? Deci, vape-urile de unică folosință au un singur scop. Să arunce aromă în gura ta căcălău. Și ei o pot obține prin mai multe modalități. Rezistențe, aromă concentrată foarte mult în lichidul pe care îl are acel tank înăuntru. Sunt tunate, sunt făcute sute de mii de bucăți în fiecare zi pe porțile chinezilor, ies sute de mii de vape-uri de unică folosință. Iar ei au timp și au și numere ca să cerceteze cum să le facă să vă placă cât mai mult. Bun, ca să fac o paralelă, vape-ul de unică folosință e ca un McDonald's sau ca un KFC. Deci ele sunt făcute să placă majorității. Dar dacă ție îți place foarte mult McDonald's-ul și foarte mult un KFC, ce, cu siguranță dacă te duc la Joseph Haddad sau la prietenul meu, la tataia, la Cătălin Scărlătescu, cu siguranță mâncarea ălora nu o să-ți placă sau poate nu e gustul tău. De ce? Pentru că ție îți place McDonald's-ul. Bun. Șansele ca un RTA să fie identic ca un, o țigară electronică de unică folosință este practic zero. Sunt zero, da? Dar să fie diferit sunt 100%, pentru că sunt două lucruri total diferite. Iar RTA-ul reprezintă ce pui tu în el ca lichid, build-ul tău ca rezistență, tipul de bumbac și modul de utilizare. Și poate fi similar cu o țigară electronică de unică folosință, dar niciodată identică. Niciodată. Ce tare. Băi, băi, deci ce tare. Pe grupul de WhatsApp e cineva, stai să văd cine a pus, Sebastian Mihail, care tocmai a dat live-ul nostru și un episod la asta de fumat cu 70 de lei din 2020, cred, la 106 oameni. Le-a dat share pe WhatsApp direct. Mulțumesc frumos! Cine a făcut asta? Sebastian Mihail. Mă uit Sebastian Mihail. De WhatsApp. Mulțumesc frumos și asta ar trebui să faceți toți. Pentru voi, mulțumim, pentru da. Noi și pentru uite, tot vape-ul din România. Te întreabă Andrei Turiac, Turiac, cum se numea prima ta țigară electronică? Aruncă-mi și... Unde e, mă? Care? Prima mea țigară electronică era un Green Smoke american, bineînțeles produs în China, nu era produs în America. M-a costat $100 și, sincer, le mai am și acum. Și dacă mai așteptați câteva minute, probabil să... O să vină. Să mi le aducă, să vi le arăt. Florin, ai în vedere un review la Arcana 22 Pipeline și diplomat RTA de la Century Mods. Ar fi foarte interesant să auzim părerea mea. Da, da, Arcana 22 este probabil să ajungă și la noi. Am făcut deja câteva cercetări și câteva cereri. Bineînțeles, le plătesc, dar mi-e greu să am acces la ele. Bergshaker MTL RTA V3. Nu-mi place, sub nicio formă. Lasă-le pe masă mai jos. Țineți-vă mai bine. Mai jos, mai jos. A, acolo e. Acestea sunt primele mele țigări electronice din viața mea. Uitați ce scrie pe ele. Green Smoke. Da? Momentan compania asta nu mai există. Erau țigări electronice care acest cartuș era de unică folosință. În momentul în care se consuma trebuia să-l arunci. După cum vedeți, ăsta e și sigilat. Noi românii am găsit soluția să tăiem cu cuțitul bucata asta de cauciuc. De fapt era un dop de plastic. Tăiam cu cuțitul și injectam cu seringa lichid înăuntru. Ca să ne mai țină două zile. Iar bateriile erau, bineînțeles, reîncărcabile. Dacă vă vine să credeți și acum mai funcționează bateriile astea. Și țineau aproximativ
100 de pufuri. Adică trăgeai de 100 de ori, maxim 100 de ori din ea și se termina. Am tras și eu din ele. Nu din alea. La vremea posibil de ceva similar, să zicem da, așa. Da, nu din alea. Dar le știu. Astea veneau vândute practic în pachete de țigări, identice. Era o baterie și 5 cartușe. Da, da, da. Refillable, adică nu se puteau reîncărca. Și separat se vindeau niște pachete micuțe cu 10 cartușe de rezervă, care costau plus minus cât un pachet de țigări, dar ei spuneau că te țin dublu. Stai un pic. Șerif, da, te văd. Te văd. De auzi nu te aud, dar cred că tu mă auzi. Dar cine e șeriful? Este un membru care ne tot spune din când în când că se aude și se vede bine. Șeriful nostru. Thank you very much. Avem șeriful nostru. Stai puțin. Vasi Noriega. Din păreri multe în vânătoare asta de aromă turbată, am înțeles că bumbacul pe care îl folosesc Cotton Bacon V2 e prost și am lichid de 70-30 și ar trebui să scad VG-ul pentru o aromă mai bună. Corect. Asta e un comentariu corect. Vasi Noriega. Nu e vorba de scădut VG-ul. Procentul de PG, care este purtătorul de aromă, în general, trebuie să fie mai mare, deci cu cât e mai mare PG-ul, cu atât e lichidul mai aromat. Dar în același timp sunt oameni care au alergii la PG sau care sunt sensibili la gât la PG, pentru că PG are și efectul de throat hit. Deci îl simți în gât un pic, hai să zicem, e similară cu senzația nicotinei. Pentru că are un throat hit PG-ul. În același timp este și un pic iritant în gât, așa că dacă vapezi în DL lichide 50-50, nu știu cât de recomandat e, măcar 60-40. În același timp, uite, încearcă lichide premium, încearcă lichide de la Nasty Juice, 70-30, spre exemplu, adaugă 5 ml în 50 de ml de PG, propilen glicol, și să vezi ce gusturi au. Deci, extraordinar. Corect, corect. Hai să mai vedem în comentarii. Ce mai avem aici? Aviator Mods Metele RTA. Ce părere ai, Florina? Bro, nu mai știu cine e. Cine? La un moment dat am adus aici, în magazin, un aviator. Era un mod foarte mic, ceva liliputan. Da? Am vrut să-i fac recenzie, dar era atât de scump și atât de slab calitativ că am zis, cine n-aibă o să-l cumpere? Și m-am răzgândit. Corect. Andrei, nevasta lui Florin. Cred că se pricepe destul de bine și ea. Băi, așa zic și eu. Cine a zis? A zis Georgel GV. Georgel GV. Andreea nu este nevasta mea, e mai mult decât nevasta mea. Când o să fie oficial nevasta mea, o să vă informez pe toți. Vă chemăm la nuntă. Da, o să facem și o nuntă de Vapori Pro. O facem live? Mamă, ce? Fac o transmisie live? Și să facem și o recenzie în timpul nunții. Cum ar fi, mă? Părerea Aspire Zelos 3. Zelos 3 e un atomizor foarte bun de la Nautilus. Aspire. N-am ce... A! Stai puțin. Zelos 3 are baterie integrată. Nu, stai puțin. Ce, care a fost întrebarea? Părerea Aspire Zelos 3. Ai zis-o foarte bine, ești ok, moving on. Nu, Zelos 3 este un kit. Îl ai aici pe canal. Cea mai tare recenzie se numește Zelos is the shit. Chiar da, corect. Îți consiliez corect. Să te uiți la recenzie. Corect, corect. Și o să fii impresionat, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Uite, Petrica știa că e recenzie pe canal. Deci, Cristi Șilă. Iar eu i-am răspuns că nu. Ce? Ce s-a întâmplat? De unde a venit comentariul lui George? Ok. Florin, dacă arăta primul tău vape, ne spui și că de veste care este primul tău RTL? RTC? Okay. RTL. Să ne spui primul tău bibliotecul. RTA, cred că a vrut să spună. RTL. Primul meu RTA a fost un dripper, okay. De care n-am fost foarte impresionat, dar hai să zicem așa, la un drum al meu peste oceane, mi-am cumpărat vreo 20 de mecanice cu o grămadă de RTA, de drippere și mi-am făcut furnale. Dar pe timpul ăla eram mai impresionat mai mult de cantitate decât de calitate și acum ajuns cât de cât la o maturitate în materie de vape, consiliez mai mult calitatea decât cantitatea, adică mai mult gustul. Și mai puțin vapori, adică să vapăm în DL 30-40 de wați, maxim 70 de wați, la rezistențe de fabrică mă refer, pentru că pârâitele astea sunt atât de eficiente pe RTA-uri, că deja 35-40 de wați simți că e prea mult. Corect. Eficiente înseamnă că dau un gust atât de mare și dau o cantitate de vapori satisfăcătoare, că nu simți să te duci în puteri mai mari. Corect.
Uite, ne întreabă Adrian Cojocaru că atunci câteodată când vapează are o senzație nasoală la respirat și uneori mai și tușește. Băi, fiecare suntem diferiți aici. Nu, depinde ce vapezi. Bro, schimbă brandul de lichide, schimbă nicotina. Vezi? Deci mai întâi schimbă nicotina. Schimbă nicotina și asigură-te că măcar o dată pe săptămână schimbi și brandul de lichide. Pentru că s-ar putea să fii sensibil. Uite, Fane zice că și el pățește la fel și folosește doar Diner și Nesti. Alora, Diner și Nesti sunt lichide, premium, nu contează, da? Dar tu poți să fii sensibil la anumite combinații chimice care ei le folosesc pentru a da gust, că n-ai cum să fii sensibil la VG și la PG, da? La eurile puse în acele lichide să dea gust. Ia zi de ce râzi, că vreau să râși. Șerif, ci că se aude, se vede bine, la nuntă se va putea vapa și în ce modele sau... sau RTA. Fraților, cum ne lași la nunta ta să dacă mă însor și când mă însor, se va vapa așa cum vreți voi. Și probabil că o să avem un banc cu toate vape-urile din lume, unde vii, îți iei, pac, pac, tragi, îl pui la loc. Auzi, ești întrebat din public de ce nu ești, cum de nu sunteți căsătoriți? Hai mă, pe bune, hai să schimbăm subiectul. Păi, dar tu ai spus-o. Păi eu am spus ce? Tu ai specificat treaba asta. Da. Nu vrea să-ți răspundă, da? Nu, eu de viața mea personală aș prefera să nu discut. Corect. Așa. Aici, un vape care dă bine pe aromă, o fructată superbă până în 200 de lei. Întreabă ia-ți un sultanul. Pod. Un pod, nu? Sultanul zeu. Da. Zeu sultanilor. Ia canalul ProVape la Puricat. Răsfoit și la Puricat și vezi că sunt o grămadă de poduri mișto, care costă mai puțin de bugetul pe care ni l-ai dat tu și care o să-ți placă foarte mult. Așa, Adrian Dumitriu, GeekVape Zeus XRTA. Am mai vorbit despre el, nu este un RTA bun. Cristi Schiller, sunt de acord cu tine. Căsătoria chiar este demodată? Nu sunt de acord. Căsătoria așa are sensul ei. Dar e un subiect casu. Auzi, uite, Fane zice că nu-ți mai trebuie tarabane la nuntă, să ne descurcăm noi cu părâitele. Da, corect. Dacă e, facem un sincron ceva și... Și băgăm pe microfoane, da? Da. Așa, Cojocaru a revenit, Adrian, și ne spune că folosește nicotina de la E-Potion, de la Nasty Juice. Deci... Lasă același lichid, schimbă nicotina de la alți producători, dacă ai aceleași feeling-uri, schimbă și lichidul, vapează orice lichid, nu? Ok, orice lichid bun. Că nu e doar Nesty, nu e doar sunt Kylo, sunt Ten, Seriously, Pachamama, Full Moon, Core, ce mai avem? Monkey. Ăla, da, mai e unul cu Monkey, cu maimuțe. Cum dracu îi zicem ăla maimuțe? 12 Monkeys sau cam așa ceva. Sunt foarte bine, nu doar noi, Vapors Paradise, vindem lichide premium. Găsiți o grămadă de lichide premium, în general sunt produse în țări puternice. America, Anglia, Franța și vin de la case de producție ale lor, adică le fac în casă, nu sunt terți, adică nu fac lichide în China sau nu știu ce țări și pun etichete made in Italy și zice, bă, vapați ăsta că e bun, știi? Da. Măi, la dansul Minesi facem abur, auzi? Mă, schimbăm subiectul! Închid live-ul, pe bune? Oricum nu mai stăm foarte mult, că deja suntem... Mai mult de 5 spire pe o rezistență de Typhoon GT4 are rost? Ce impact are diametru? 2-5? Uite, asta e o întrebare interesantă. Bravo, bravo, Florin Savici. Deci, cu cât rezistența e mai lungă, să presupunem, zicem așa, 3, 4, 5, 6 spire, da? Cu cât e mai scurtă rezistența, cu atât aerul învăluiește mai bine, o să ai mai mult aer, un pic mai puțin aromă, dar va uica foarte bine. Pentru că rezistențele sunt aproape și ai bumbacul foarte bine ud, da? Vorbeam de 3-4 spire, să zicem așa, 5 spire, 5 spire, 4-5 spire este rezistența clasică, 6 spire deja o rezistență mare. Deci cu cât rezistența e mai mare, mai lungă, cu atât lichidul va ajunge mai greu la spirele din mijloc. Pentru că bumbacul se încălzește odată cu rezistența și se va vaporiza lichidul din interiorul bumbacului. Adică trebuie să fii un pic inteligent, să spunem așa, cu cât rezistența are mai multe spire, ar fi și logic să-i faci diametru mai mare. Ca în interiorul ei să intre mai mult bumbac, dar să fie bumbac fluffy. Dacă tu faci rezistențe cu multe spire și subțire, unde va intra bumbac puțin și compactat, rezistența niciodată nu se va alimenta cum trebuie, cel puțin la rezistențele de mijloc. Ok. Florine, da. Nu mai stăm. Bă, eu zic în felul următor, să decideți voi. Cei care sunt online, 139 de oameni. 136, da. 139, văd eu la mine. Bă, e 10 fără 20. Eu zic că am putea închide. Hai să discutăm. Hai să mai luăm 5 întrebări.
5 întrebări și concluzionăm. Și după aia concluzionăm, da. Salutare, Robert Burcă. De ce rezistențele de diametru de 2,5 și nu de 3? Este diferența așa de mare? Măi, 2,5 și 3 depinde foarte mult de ce tip de RTA folosești. Pentru că dacă tu ai wicking hole-urile, wicking hole-urile sunt găurile unde bagi bumbacul. Dacă wicking hole-urile sunt mici, cum să pui rezistențe de 3 sau 3,5? Pentru că tu, în rezistența aia de 3 mm sau 3,5 mm va trebui să pui mult bumbac. Unde ți intră în wicking hole-uri? E clar că, practic, diametrul rezistenței o decid dimensiunea wicking hole-urilor și, practic, gaura de aer. Dacă tu ai gaura pe unde se alimentează cu aer rezistența mică, pui rezistențe mai mici. Dacă gaura de aer e vastă, trebuie să pui o rezistență de diametru mai mare și un pic mai lungă. Corect. Sper că m-am exprimat. Ți-a răspuns Mihai mai despre ceasul cu vape-ul la mână. Este anume Amulet 2, da, de la UL. Da, da. Okay. Amulet. Așa, fără recomandare amulet de nicotină. Băi, asta cu recomandarea de nicotină. Hai să vă spun, țineți bine minte ce vă spun acum. Nu există în România, cel puțin, un producător care să facă nicotină proastă și una nicotină bună. Diferența este doar baza. Adică nicotina nu este produsă de nimeni. Nicotina se cumpără concentrată și ea vine decât dozată într-o anumită bază. Dacă baza e de calitate, simți un anumit gust. Dacă baza e de mai puțină calitate, simți un alt gust. Pentru că rolul nicotinei practic să creeze un throat hit, un TH și să-ți hrănească creierul în așa fel încât tu să nu te mai gândești la țigări. Ai ideea. Doza de IT și tehnologie ne întreabă așa. Un atomizor bun de MTL, tot cu rezistență de fabrică, exact, în afară de Nautilus și Inokin. Nu există? N-am înțeles. Eu n-am întâlnit. În afară de ele două, chiar deloc? Nu. Chiar deloc, deloc? Nu. Nu. Eu am găsit, în schimb, poduri care sunt mai bune decât ambele și decât Nautilus și decât Inokin. Corect. Corect. Deci, băi, după cum ați văzut aici pe canal, apropo de rezistențe spațiate sau lipite și cu hotspoturi. O rezistență spațiată e mult mai ușor de montat, pentru că nu trebuie să mai scoți hotspoturi. În același timp, ați văzut aici pe canal, avem o recenzie la Beeper. Băi, fraților, deci am rămas șocat și eu și Laur, trăgeam din el ca din cimpoi și rămâneam șocați cât de bine poate să dea o rezistență spațiată. Stai că n-am dat, am dat episodul, da, l-am publicat? Da, de când? Beeper-ul. Scuze, e și, l-a și cumpărat, a venit un pro-vapor, îl vreau pe ăla din recenzie! Da. Apropo, uite, Noriega ne mai întreabă dacă avem în viitor ceva mai bun decât Typhoon X. Momentan nu și nu cred în curând. Nu știu, când Typhoon o să supere și o să scoată un, uite cum e Typhoon GTR-ul. Când o să scoate GTR 2022, dacă o să scoată vreodată, probabil o să fie mai bun decât un Typhoon. Cu siguranță o să-l vedeți și aici pe pro-vapor. Uite, o întrebare despre GT4. Ce fac dacă la un GT4, după ce îi pun bumbac nou, pâr, e perfect, dar după 10 pufuri pe 40W, 5 spire la 3 mm... E mult. E mult 40W. E mult 40W. E mult 40W. Pune bumbacul un pic mai permisibil. Bumbacul trebuie să fie foarte puțin sub găurile de wicking hole, adică nu-l pune până în fund bumbacul, da? Și rezistența trebuie vapată între 32, 33, 38W maxim. 40 e mult. Prâlești bumbacul, practic. Uite, ne întreabă o fată, cred, Cristian Eva, dacă există ceva mai bun pe piață decât Typhoon X sau 2021. Vreau să-l schimbe și nu știe cu ce. Sunt foarte bune, dar vrea ceva și mai bun. Stai liniștit sau liniștită, nu există atomizor pe metele mai bun ca astea două. Cel puțin din punctul meu de vedere, care este complet subiectiv, nu este obiectiv, pentru că odată ce eu fac un build extraordinar, da? Împârâie, îmi dă gust extraordinar. Nu am ce să cer mai mult de la un atomizor. Stați că vă arăt că am și nebunia. Unde e, mă, nebunia mea? El acum... Deci am atât de multe atomizoare că nu mai știu unde l-am pus. Ia să le arăt ce e acolo. Dacă ai posibilitatea... Nu știu unde e Typhoon X-ul meu. Uite ce e acolo. Babe, am... Uite-l acolo, uite-l văd. Ai cafeaua în față. Nu-l vezi. Nu-l văd. Unde e cafea? Ai un pahar de cafea. Da, da, Typhoon X-ul. Dar nu-i montat pe mod. Vabe, am și atomizoarele mele preferate, am și atomizoare care sunt în test, am și atomizoare pe care testez noi build-uri, am și atomizoare pe care testez noi bumbacuri. De-aia vă spun că atunci când îmi spui ai încercat și lichidul ăla sau ai încercat și modul ăla, frate, nu știu, dacă aș putea să mă clonez acum cu noua asta tehnologie și să-l pun pe unul la ProVape, unul să stea la Vapor's Paradise, unul să testeze lichide, unul să testeze build-uri, atunci aș satisface toate curiozitățile voastre. Da. Dragilor, cam asta a fost. Florine? Ultima întrebare. Ultima ce întrebare. Se întâmplă cu modurile, de ce sunt majoritatea stoc epuizat? Din păcate, nu avem ce să facem. Chip shortage,
probleme de vamă, probleme de... În China, uitați-vă și voi pe la știri. Asta stai, e. Stai că mă întreabă, te rugăm, Laur, salutare Vapor, salutare Florin. Ce mă rogi? Ce mă rogi? Ce ne rogi? Nu știu. Vlad Mititelu. Ce se întâmplă cu modurile? Deci, a, am, da, am răspuns. Da, da, corect. Nu, Andrei Nae. Nu, Andrei Nae m-a întrebat, te rugăm, nu știu ce mă rog. Mai scrie data trebuie. În general, modul între 150 și 300 de lei. Am spus. Blue Motion. Oh, Blue Motion. Tocmai acum vreau să închidem, nu pot să cred. Bine, ai venit până membrii premium. Mulțumesc pentru faptul că te-ai abonat. ProVape, like, share și subscribe. Noi suntem aici pentru voi. Advice-ul meu, consiliul meu este, dacă voi sunteți noi pe acest canal, vă rog frumos, răsfăiți toate recenziile. Bine, nu toate, răsfăiți ce vă interesează. Intrați, căutați moduri, poduri. Și de fiecare dată când veniți aici în live, puneți-mi întrebări grele, puneți-mi întrebări la care voi vă e greu să ajungeți la... Pentru că ce se întâmplă? Avem timp limitat, ne vin răspunsurile voastre foarte multe și nu știm pe cine să le alegem. Eu încerc să aleg răspunsurile cele mai grele și în cazul în care trec peste ele, uite și Laur și Andreea reușesc, adică mai îmi dau și ei, îmi citesc și ei alte întrebări ca să vă dau cât mai multe răspunsuri. Îmi cer mii de scuze dacă n-am reușit să răspund la toate întrebările, mi-e aproape imposibil. Vă iubesc pe toți și iertați-mă pentru mai devreme când am luat foc. Nu contează. Nu contează. Ce urmează după lichide? Poate și un atomizor Vapors Paradise? Bă, ce tare ar fi să-ți faci un atomizor. Da. Fraților, mai e multă stradă până atunci. Eu trebuie să dezvolt Vapors Paradise. Trebuie să facem magazinul ăsta să devină șmecher. Să facem... Vreau să vă fac condiții de VIP la prețuri de România. Asta vreau. Vreau să vă dau cât mai mult posibil. Vreau să fii primiți ca la mine acasă și să te simți ca în paradis. Și să ai, când intri aici, să-ți cadă fața. Să fie de la 30 de lei la 30 de milioane. Să ai de unde să alegi între culori, modele. Așa văd eu un magazin de vape. Să primești atenție, să primești informația corectă și complet obiectivă. Să nu-ți scoată nimeni bani din buzunar. Asta vreau eu. Mai se pare că pe Twitch în continuare nu se mai uită nimeni de ceva vreme, pe Facebook nu se mai uită nimeni, dar cine știe, poate pe viitor vă veți uita. Vă readucem aminte că am fost live concomitent pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch. În curând poate o să facem posibilul să tot posibilul să fim și pe TikTok. Dacă voi mai aveți locuri în care dau S-size-uri, o să mă mai gândesc la cram. Dacă voi mai aveți sugestii pentru ce să facem în live-uri, ce să facem în clipuri, ce v-ar plăcea să vedeți aici, scrieți-ne în comentarii, nu aici neapărat, oriunde o să le citim. Cu siguranță fiecare comentariu este citit, iar dacă nu vă răspundem la fiecare în parte, este pentru că, din fericire, avem destul de multe comentarii și destul de multă treabă în același timp și, na. Dacă ultimile... o să fim foarte mari, o să angajăm pe cineva special care să răspundă la întrebări. Ultimile răspunsuri, așa, rapide. Ia. Hai, rapide. Așa, deci. Tauren Metele, am făcut o părită 07, gustul e genial, tu ce ai părere despre atomizor? Mișto. Bun. Typhoon GT5 și Typhoon Square, care are aroma cea mai bună? Typhoon Square are aroma mai bună, dar este de fașă de piață pentru că are foarte puțin aer. Nu ți-l consiliez. Este un atomizor extrem, dar dacă reușești să-l faci așa cum l-am făcut eu în recenzie, este genial. Crown D... Crown D. Seara bună, mulțumesc, la revedere, trebuie o locație mai mare. 100% vom avea o locație mai mare. În curând pregătim o revoluție aici la ProVape, dar din păcate va fi în curând. Adică nu este azi mâine. Dar vom fi mai mari, vom fi mai buni, vom avea mai mult și vă vom da mai mult și asta doar mulțumită vouă. Cristi, eu sunt Florin. Cristi Schiller întreabă că cum m-am cunoscut eu cu Florin. Băi, o poveste de dragoste, vă spunem în live-ul următor. Jonas, frecvența live-urilor, încercăm să facem unul pe lună. Nu, dacă, nu, o să mergem la două pe lună. Dacă vom avea multe vizualizări, vom merge la două pe lună, poate mai întrerupem din clipuri, vedem, nu știu. E complicat. Vă mulțumim! Ne oprim aici. Care este numele canalului de Twitch? Stai că asta e important, ne treabă un membru. Este Pro... Underline Vape. Pro Underline Vape. Și pe Facebook este Vapers Paradise. Vom umbla să avem... Da. Vom umbla noi să fim constant peste tot. Deci, o seară faină, dragilor. Florine, ultima chestie? Vă iubesc pe toți. Vapați și nu fumați. Vape on. Vape on, dragilor. Hai să dăm cu end. Stai pe loc.
And Jenny fucking Yal. Stop stream pe așa.